Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, da, da! Bună ziua! Foarte bine! Bună ziua, se aude! Președinte! Bine, dacă mă auziți, atunci vă propun să începem ședința de astăzi. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la această ședință ordinară de azi. Doamnelor și domnilor colegi, în conformitate cu prevederile articolului 179, corroborat cu articolul 134 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, precum și hotărârea de Consiliul Județean numărul 170 din 31 august 2020, de aprobare a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean prin dispoziția din 24 septembrie 2021 cu numărul 427, am convocat Consiliul Județean pentru astăzi în ședință ordinară. Azi, 30 septembrie, ora 11. Ședința de astăzi se va desfășura prin intermediul unei platforme online de videoconferință, iar convocarea dumneavoastră s-a făcut înscris prin mijloace electronice și telefonic. Având în vedere prezența dumneavoastră și având în vedere faptul că putem demara această ședință, ca de fiecare dată vă propun ca aceasta să înceapă cu intonarea imnului național. Colegi, vă propun să începem cu înregistrarea prezenței dumneavoastră. Ați reușit să faceți înregistrarea? De persoane prezente, consultând înregistrarea prezenței, constat că din totalul celor 37 de membri în funcție sunt prezenți 31, fiind asigurată prezența majorității consilierilor județeni în funcție, așa că această ședință poate să se desfășoare legal. În continuare, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 26 august 2021. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, procesul verbal al ședinței a fost aprobat. În legătură cu proiectul ordinii de zi de astăzi, vă propun suplimentarea acestuia cu punctele de la 14A la 14H,
care v-au fost transmise tuturor pe e-mail. În acest sens, supun la vot suplimentarea proiectului ordin de zi. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Da, între timp a mai apărut un coleg. Domnul Chirteș a mai venit, suntem 32 de persoane prezente. Vă rog să înregistrați în prezență și pe domnul Chirteș, care nu a apărut inițial. Ca atare, proiectul ordinii a fost aprobat cu 32 de voturi pentru. De fapt, suplimentarea a fost aprobată, iar acum supun la vot proiectul ordinii de zi cu aceste completări anunțate și aprobate deja. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci și unu de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. Ca atare putem merge mai departe. Stimați colegi, dacă sunt situații de conflicte de interese sau alte chestiuni pe care doriți să le anunțați în acest moment, vă rog să o faceți. Bună ziua, domnule președinte, Anca Hodoroga sunt. Nu pot participa la dezbateri și la vot la proiectul de pe ordinea de zi cu numărul 14G. Mulțumesc! Da, regulă, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Bună ziua, domnule președinte. Iuliu Samartean, nu particip la dezbateri și la vot la proiectul de hotărâre numărul 3. Mulțumesc! Da, vă rog, mai departe, dacă mai sunt intervenții. Bună ziua, doamna președinte. Mihai Iepure, sunt scuze, doamna Laura Chiorean. Nu particip la dezbatere și vot la punctul 11 și 12 de pe ordinea de zi. Bună ziua, domnule președinte. Laura Chiorean, nu particip la dezbatere și la vot la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte. Adrian Arion sunt. Anunț că nu particip la dezbateri și la vot la punctele 3, respectiv 14G. Vă mulțumesc. Vă rog, dacă mai sunt intervenții. Vasile Sănătoan, domnule președinte. Nu particip la dezbateri și la vot la proiectul numărul 6 și 14A. Vă mulțumesc. Da, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Violeta Mureșan, sunt, bună ziua, nu particip la dezbatere și la vot la punctul numărul 9. M-ați auzit, domnul președinte? Bună ziua! Da, v-am auzit. Doamna Mulțumesc. Marc, ne aude doamna Marc. 14G, înțeleg că... Ne auziți? A scris în chat că nu-i funcționează microfonul, din păcate. Regulă. Deci doamna anunță punctul 14G, se rămână pe bandă, da? Regulă. Dacă mai sunt intervenții? Bun, dacă nu, atunci vă propun să derulăm proiectele de pe ordinea de zi. Domnule președinte, îmi cer scuze. Pe procedură aș avea o rugăminte, dacă se poate. Da, vă rog. La punctul 13, având în vedere adresa aeroportului internațional Cluj trimisă ieri, dacă am putea să-l rugăm pe domnul director să participe, să ne explice detalii despre adresa respectivă. Da, sigur, când o să ajungem la punctul respectiv, o să discutăm problema aeroportului. Nu era o chestiune prealabilă. Am rugămintea să respectați regulamentul de funcționare și să nu interveniți atunci când, de fapt, subiectul este altul. Rugămintea era ca să existe timp până la punctul 13, să-l contactăm și... Dacă vom avea întrebări și nelămuriri, o să-l contactăm.
și oferim punctul de vedere. Dacă nu, nu. Depinde dacă consilierii vor dori asta. Și asta o facem cu orice domn director. Nu întotdeauna domnul director trebuie să intervine numai dacă avem întrebări la ei. Poate alți colegi au înțeles subiectul și nu au nevoie de lămuriri. Dacă legat de ordinea de zi era de discuția, dacă sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să intrăm în ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite utilizatorilor de către Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții la acest punct. Îmi permiteți, domnule președinte? Vă rog. Alexandru Cordoș sunt. Vă rog, interveniți. Bună ziua, distinși colegi, domnule președinte. Este un proiect, sigur, care vine cu foarte multe modificări și în special cu modificările la tarife. Aș dori să întreb fie comisia de specialitate, fie dacă este un reprezentant al muzeului. Suntem și sunt de acord cu toate modificările propuse cu privire la închirierea unor spații, la fotografierea lor și așa mai departe, dar la prima poziție, intrarea și în expoziția permanentă, dacă poate să-mi spună cineva care creșterea pentru adulții, preșcolari, pensionari și grupuri de vizitatori. Mi se pare o creștere destul de mare aici și dacă ne-ar putea explica cineva, în rest, cred că este în regulă. Mulțumesc! Legat de proiect, dacă aveți o propunere. Da, legat de proiect. Propuneți concret ce doriți să modificăm în proiect. Reducerea la grupurile de vizitatori de la 11,89 la 8 lei și de la adulți de la 15,85 la 10 lei. Bun, orice reducere de tarif aici, practic, presupune subvenționarea de la bugetul tot a noastră a tuturor. Adică, pentru doi vizitatori care nu plătesc, plătim noi toți clujenii. Că, în realitate, ei nu pot funcționa fără tarifele, sunt decise cu... Și dorim doar să fie un flux mai mare de vizitatori și să câștigăm, sigur, mai mulți bani, pentru că tocmai am spus data trecută că e nevoie de lucrări de reparație acolo. Și propunerea a venit de la DES și de la muzeu, dar... S-a urcat și de două ori, de trei ori tariful vechi. Și cred că este gândit și este corect. De aceea am solicitat aici dacă ne poate explica ce a stat la baza majorării așa de mare acestor tarife. Da. Deci propunerea, să știți că a venit de la ei, de la muzee și de la cei care gestionează chestiunea, dacă se dorește să fie să dea domnul director explicații suplimentare de ce a propus asta, putem să o facem. Însă în nota de fundamentare explică de ce cere asta. Da, am citit-o chiar cu mare atenție. Bine, este sigur, este o propunere și vom proceda. Colegii mei spun că în tabelul respectiv avem și scutiri și reduceri în ceea ce spuneți dumneavoastră. În tabel există și această categorie de reducere și scutiri. Da, am văzut. Este 50%. Pentru anumite situații în care, într-adevăr, tariful este redus cu 50%. La pensionari, la grupuri de vizitatori număr de minim 10 persoane, la tarifele cu 75% pentru elevi și studenți. Dacă vă uitați în anexă, vedeți acolo la punctul numărul 1, că aceste tarife pe care noi le aprobăm sunt reduse în anumite situații. Acestea nu acoperă ceea ce vreați dumneavoastră? Grupuri de până la 10, studenți, pensionari, care ar mai trebui reduse? La cine? Doar, cum am spus, la grupurile de vizitatori minim de 10 persoane, este o reducere de minus 25% la prețul respectiv și da. Mai este, sigur, la persoanele cu dizabilități, la adulți,
Da, formulați amendament, spuneți-ne care ar mai trebui să fie la redus și supunem la vot. Nu e o problemă, dar spuneți concret unde și care. Deci poziția numărul 1. Nu, la ce categorii vreți să mai reducem? Afară de cele prinse deja, studenți, pensionari, grupuri de mai, până la 10 și așa mai departe, prinse la punctul 1. Preșcolari, elevi, studenți, persoane cu handicap, pensionari, grup vizitator minim 10. Exact, îl am în față și chiar l-am văzut, mulțumesc, domnule președinte. Deci doar la, hai să spunem, la grupuri, la grupuri de vizitatori în general, atunci să rămână la 10 persoane. Și la grupuri de vizitatori să se meargă cu o reducere de 10 persoane. Atunci toți, dacă toți care merg în grup. Poziția a patra poziție din, la numărul curent 1 din anexă. Da, dar asta presupune că sunt toate persoanele care merg mai mult de două, sunt grup deja. Nu, zice aici în minim 10 persoane, deci peste 10 persoane. Da, deci până la 10 persoane avem reducere de 25. Este... Nu, la grupul de zor de minim 10 persoane avem o reducere cu 25%. Da. E, dumneavoastră vă spuneți, peste 10 persoane cu cât să se reducă? Deci până la 10 se reduce cu 25. Nu, dacă sunt grupuri și peste, nu sunt peste grupuri. 10. Bun, peste 10 persoane, deci grupuri de peste 10, cu cât să se reducă? Deci să se reducă la grupurile care sunt cum sunt acum 10, 25% sunt grupuri, dacă vin grupuri. Corect, a spus bine dumneavoastră. Minim 10 persoane. Și la grupurile mai mari, să extindem probabil, pentru că vin de la școli undeva în jur de 20-30. Și undeva aici să aia e preșcolar, școlar, elevi, studenți. Aia au 75%. Exact. Aia au 75% reduceri, chiar mai mare. Nu îi avantajează ce propuneți dumneavoastră. Intră la altă categorie, la preșcolar, elevi, studenți, adulți, persoane cu handicap, acolo au 75%. Da. Grup vizitator, 10 persoane... 25 gratuit. Bun, atunci, da, îmi pare rău. Înseamnă că am mai rămas doar la adulți, prima propunere care am făcut-o, să o supunem la vot și mergem mai departe. De la 15-85, eu am propus 10. Mulțumesc, domnule președinte. Da, să supun la vot. E o propunere, trebuie supusă la vot. Deci, dacă vă uitați la analiza comparativă a taxelor, a tarifelor, cu celelalte muzee din țară, o să vedeți că suntem, comparativ cu Muzeul de Artă a României, cu Bruckenthal, cu Iași și Timișoara, suntem cu tariful cel mai mic. Dacă vă uitați în tabelă, avem 11,89, 20 celelalte, 12, 12. Da. Dar fiind o propunere, trebuie să o supun la vot. Deci propune domnul Cordoș să reducem tariful de la 15,85 la 10. Da. Bun. Să pun la vot propunerea. Mulțumesc. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Deci doar 4 voturi pentru, propunerea a fost respinsă, dacă mai aveți alte propuneri. Dacă mai sunt propuneri, dacă nu, atunci supun votul dumneavoastră proiectul așa cum a fost înaintat și propus de către muzeu și practic însușit de noi și propus spre dumneavoastră după ce a trecut de comisii. Vă
Mă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...28 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 2 privind modificarea hotărârii 227 din 2020 a Consiliului Județean privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul fiscal 2021. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții din partea noastră la acest punct. Dacă nu, vreau să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...31 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3 privind reorganizarea DGASPC, aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu a serviciilor sociale furnizate de către acesta. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog să o faceți. Domnule președinte Mihai, eu prezent. Vă rog să puneți întrebări punctuale și la cine le adresați. Da, o rugăminte. Am solicitat și înainte de ședința de comisie și în comisie am discutat și rugămintea era ca în general la toate proiectele să avem toate actele invocate. Am solicitat raportul Deloitte privind DGASPC Cluj și procesul verbal al ședinței colegiului director al direcției din 20-a 9-a și nu le-am primit, din păcate, până la această ședință. O să le primiți. Vă rog, dacă sunt alte intervenții. Problema este că le primim după vot. Există un amendament pe care l-ați primit cu toții pe e-mail, dat fiind faptul că ulterior aducerii la cunoștința publică a proiectului s-a constatat existența unor erori materiale, respectiv de tehnoredactare, a unor sintagme care au fost formulate să impună a fi îndreptate. Respectiv, colegii mei spun că le-ați primit pe mail o denumire care e mult prea lungă și cred că o aveți, să nu mai citesc toată. Are 23 de pagini la denumiri. Deci o să din legislație o să supun la vot acest amendament înainte de a merge mai departe, tocmai pentru ca să nu-l citesc tot, dacă doriți, dar aveți ca amendament. Tot ceea ce s-a solicitat și tot ceea ce vorbeați și solicitați există în referatul de aprobare. Practic toate informațiile și tot ce am avut le-am prins în acest referat pe care l-ați primit cu toții. Supun la vot amendamentul de care am vorbit eu legat de îndreptarea unor erori la sintagmele de tehnoredactare pe care le aveți ca amendament scris și l-ați primit cu toții. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...22 de voturi pentru amendamentul cu denumirile și cu erorile care erau strecurate a fost aprobat. Supun la vot proiectul cu amendamentul aprobat. Domnule președinte, Horia Chirteș sunt. Da, vă rog. Înainte să spunem la vot proiectul cu amendamentul care l-am votat adineauri, mai aveam câteva întrebări și așteptam să votăm amendamentul și pe urmă am trecut direct la votul amendamentului și nu am avut ocazia să întreb câteva lucruri. Vă rog.
Deci din datele care le-am primit de la doamna manager, doamna Molnar, în cadrul ședinței de comisie, am înțeles că în organigrama veche și din datele care ni s-au pus la dispoziție, erau 1329 de posturi. În organigrama nouă ni se propune un număr de 1317 posturi, iar astăzi în prezent, din ce am înțeles, sunt 1192 de angajați. Vreau să vă întreb, eu n-am reușit să înțeleg din ceea ce ni s-a pus la dispoziție, așteptam oarecum cu toții cele două lucruri solicitate prin procesul verbal de ședință a comisiei, ca să ne elucidăm un pic și să ne facem o idee mai bună cu privire la această propunere de schimbare a organigramei. Eu ce n-am înțeles exact, care este ținta schimbării organigramei, în sensul că nu găsesc partea pozitivă, adică aș fi vrut să văd o reducere de costuri, nu știu, prin comasarea asta de poziții, o reducere și a numărului de posturi din organigramă. Sunt 1329. Adică nu am înțeles exact motivul propunerii acestei organigrame și momentul în care a fost făcută, ținând cont de creșterea numărului de bolnavi cu COVID. Dacă în viitor apropiat se va crea o problemă și vor fi dați peste cap cu aceste schimbări și nu vor reuși să facă față situației în cazul în care vor fi mulți bolnavi în cadrul angajaților din DGASPC și dacă ne-am gândit la toate aceste aspecte, ținând cont de aceste schimbări care vin propuse într-un moment în care știm că acea ordonanță 99, hotărâre emisă de guvernul actual, nu mai permite sau suspendă temporar adică scoaterea la concurs și concursurile pentru ocuparea posturilor. Vă vreau să vă întreb dacă vedeți o problemă și dacă doamna Molnar ne poate explica mai amănunțit, dacă ne poate asigura că nu vor fi probleme în acest sens și chiar să-și asume această propunere. Vă mulțumesc. Vă rog dacă mai sunt intervenții. Da, domnule președinte, Vasile Sălătioan sunt. Vă rog. Este un proiect prea important. Are ca țintă vreo 200 de angajați astăzi și tot atâția beneficiari. Actele care le-a solicitat atât în comisie colegul nostru Horia Chirteș, cât și colegul de la USR, domnul consilier Iepure, cred că erau fundament de bază la acest proiect și nu era puțin lucru ca să-l cunoaștem și să le analizăm înainte de a hotărâ soarta acestor beneficiari și acestor angajați. Acolo s-a făcut un raport de audit extern la Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului, care cel puțin pe mine m-a interesat și pe colegii care l-au solicitat. Eu nu sunt împotriva acestui proiect. Corect. Deloc. Nu sunt împotriva lui. Numai că ar trebui să-l cunoaștem în detaliu și să votăm în cunoștință de cauză. Mergând mai departe, a mai fost o propunere prin 2018 de diminuarea posturilor de conducere, de directori. La acel moment nu s-a dorit de către executivul Consiliului Județean. Acum, probabil este oportun, dar ar fi normal ca să vedem și să putem analiza în detaliu acest lucru, ținând cont și de aspectele și de conjunctura care este acum în societatea românească, pandemia, valul 4 de pandemie, este o modificare destul de majoră, de funcționare. Și mă refer și în amendament. Nu erau numai sintagme, erau chiar modificări în fișa postului al inspectorului de specialitate, am citit acolo. Sunt multe lucruri care se schimbă, atât în regulamentul de organizare și funcționare, cât și ca structură de organizatorică, să spun. Centrele sunt comasate, poate este un lucru bun, eu nu spun că nu este un lucru bun, dar trebuie să-l analizăm. Am înțeles că mai există un proiect pilot în Bihor, așa ceva, și care, nu știu, funcționează, nu funcționează. Poate nu era puțin lucru ca să ni se explice, să avem un comparativ, să știm ce facem.
Nu, eu nu mă aplec să ascult ce spune o parte din media că este o răzbunare. Acolo a plecat dușmanul numărul 1 Tămaș și cred că ar trebui să analizăm și să vedem exact cum putem reorganiza, începând de la direcția de asistență, să mergem pe societăți și regii, să eliminăm unele cheltuieli care cresc prețul de cost, beneficiu pe beneficiarul final. Aici aș aștepta câteva răspunsuri de la doamna Molnar sau de la dumneavoastră ca inițiator de proiect și chiar nu ar fi lipsit de importanță să-l amânăm până îl putem dezbate, să avem o amânare o lună de zile, să ni se pună la dispoziție toate aceste acte, să putem să le analizăm toți consilierii. Poate grupul din PNL cunoaște în detaliu mai bine proiectul. Noi, cel puțin noi, grupul Partidului Social Democrat, nu l-am putut analiza nici oportunitatea, nici modul de funcționare a acestei direcții după reorganizare. Sunt comasate 5, 6, 7 centre care până acum aveau șef de centru. Nu spun că a fost bine. Încă o dată plec de la ideea aceasta. Dar să vedem ce schimbăm, știm, cu ce propunem în concret, cum vor funcționa, cine va răspunde, cum se va face aprovizionarea? De ce unele centre nu s-au reorganizat și altele s-au reorganizat? Sunt multe întrebări care ar trebui să avem niște răspunsuri și după aia să votăm. Vă mulțumesc! Da, vă rog dacă mai sunt intervenții. Alexandru Cordar, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Mulțumesc. Aș susține și eu o discuție mai largă pe acest subiect. De la început, așa cum au menționat și colegii mei, spun că s-au mai făcut și alte încercări și sunt convins, așa cum scrie și nota de fundamentare, mai ales cu privire la respectarea standardelor minime de calitate, că este și trebuie să fie în atenția noastră această problemă. Însă, aceste câteva lucruri care rămân, să spunem, undeva poate nu foarte bine înțelese de noi sau explicate, comasarea unor centre cu distanțe foarte mari, în noile complexe sunt amestecați copii cu adulți, cu părinți sociali, cu persoane cu probleme de violență în familie. Cred că aici este, poate, eu știu, ar fi trebuit să fie o plecare mai mare. Apoi, rămân niște întrebări dacă toți cei restructurați, noi am primit mai multe petiții pe care pot să vi le pun la dispoziție, am avut mai multe întâlniri cu oameni care ne-au solicitat aceste lucruri în calitate de consilieri județeni și și-au pus aceste întrebări dacă oamenii restructurați vor primi un loc de muncă pe măsura pregătirii lor sau vor fi concediați. Apoi a mai apărut și această ordonanță care blochează organizarea de concursuri. Nu știu în interior cum se va putea organiza și reorganiza, pentru că clar din moment ce schimbăm organigrama, ne este solicitat sau legea prevede organizarea unor concursuri. Nu în ultimul rând s-au mai solicitat în comisie colegii noștri niște documente care nu au fost timpul fizic probabil să ne fie puse la dispoziție. Și în final se vorbește de un regulament de restructurare. Poate că ar fi trebuit să-l avem unde aici, în acest regulament, sunt convins că cei care s-au ocupat de această restructurare s-au gândit exact la modul în care vor aplica. Adică sunt foarte multe întrebări rămase până în acest moment fără răspuns. De aceea și eu, în numele grupului PSD, vă solicit să amânăm pentru o anumită perioadă acest punct de pe ordinea de zi și să-l reluăm în comisii cu discutarea acestor aspecte și cu siguranță că vom fi mai informați și poate și doamna director ne mai răspunde la unele întrebări sau aparatul de specialitate a Consiliului Județean
Și, în consecință, cum spuneam, noi nu ne opunem unui astfel de proiect, ci poate doar să înțelegem și noi și cei afectați toate categoriile mai bine. De aceea vă propun amânarea acestui punct, eventual până la ședința următoarea Consiliului Județean. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună. Am să vă răspund doar punctual la chestiunea cu locurile de muncă. Vă asigur că nu este, dacă citiți atent referatul, o să vedeți că nu există nicio pierdere de locuri de muncă, din contră, e o reașezare a funcțiilor între funcțiile de conducere și cele de execuție și nici de cum, așa cum am auzit, dat oameni afară, pentru că noi nu asta urmărim prin această reorganizare. Ceea ce am urmărit am scris în referat. Asta ca să fiți liniștiți că nu se pune problema de a rămâne oameni fără locuri de muncă. Bun, deci mergem mai departe, dacă mai sunt intervenții. Da, domnule președinte, dacă îmi permiteți, Laura Elena Chiorean, sunt apiesez la punctul de vedere al colegilor antevorbitori și aș vrea să fac doar câteva precizări de ordin juridic, în sensul că înainte de a lua o astfel de decizie, consider și eu că nu este momentul oportun pentru o reorganizare și pentru a efectua concursuri, atât ordonanța 99/2021 privind modificarea unor acte normative, cât și completarea legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial la data de 13 septembrie 2020. Îmi cer scuze că vă întreb, de ce concurs vă referiți? În momentul în care discutăm de reorganizare, domnule președinte, probabil că vă gândiți și la concurs, nu? Nu, ne gândim la examen, nu la concurs. Vacante, în general, în momentul de vorba de interior, legea ne obligă să facem examen în interior, nu concurs. Unul la mână. Doi la mână, aceiași oameni care se ocupă acum de pandemie, s-au ocupat și de mâine, tot de pandemie. Sau îmi spuneți mie că numai dacă sunt 27 de directori se ocupă de pandemie și dacă sunt 12 nu se pot ocupa de pandemie? Nu înțeleg care e ideea. Eu mă refeream strict la modificările Și v-am spus că nu e concurs. Și aici aș face o precizare, dacă îmi permiteți, la alineatul 3 din articolul 27, se spune clar că până la încetarea stării de alertă în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante. Cu excepția că nu facem sistemul sănătății. Deci nu cred, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu cred că este oportun să discutăm într-o astfel de situație de reorganizare într-o instituție publică. În regulă. Am reținut. Din punctul meu de vedere ar trebui să așteptăm, pentru că o reorganizare, așa cum știți, ascunde de foarte multe ori și faptul că unele persoane nu mai pot participa la concurs sau nu mai... Și concursurile se pot ține, dacă citiți atent toată legislația și ultimele modificări de săptămâna trecută. Păi tocmai ultimele modificări de săptămâna trecută le-am citit. Deci nu este momentul pentru DGAPSPC în momentul acesta să organizăm, să trecem la o astfel de... Dați-vă și la HG113 că o să vă lămuriți. Nu m-am lămurit, dar știm foarte bine ce a însemnat și în alte instituții publice reorganizarea. Înlocuirea unor oameni cu alții, mai mult sau mai bine pregătiți. Nu, aici nu se locuiesc alți oameni cu oameni, ci rămân mai puțin șefi. Nu se locuiește nimeni cu nimeni. Aici nu se locuiește nimeni cu nimeni. Șefii vor rămâne toți șefi, dar vor fi mai puțini. Domnule președinte, Horia Chiteșen, noi ne facem griji că, și ne întrebăm. Persoanele care au fost funcționari publici, vor rămâne funcționari publici. Li se desfințează postul. Nu aveți posibilitatea să le oferiți un alt post, tot de funcționar public, și va trebui să treacă pe un post de persoană contractuală. Trecerea asta nu e foarte clară. Am discutat cu doamna Molnar ca să văd și opiniile sindicatului și a persoanelor din Consiliul Director. Am rugat-o foarte frumos. Repet ceea ce au spus și colegii mei, nu suntem împotriva acestui proiect ca idee în sine. Nu a reușit să ne pune la dispoziție acel proces verbal doar pentru a vedea și alte idei, alte discuții care au fost la acel Consiliu Director, nu ca să stopăm, ci ca să vrem și noi să sprijinim, dar să sprijinim în cunoștință de cauză. Regul, tu își puteți să o faceți. Vă asigur că aceeași grijă pe care o aveți vreau să vedeți față de oameni, o am și eu, că nu sunt un irresponsabil care să
decidem aici împreună cu tot aparatul și cu toți colegii să punem oamenii pe drumuri și să-i lăsăm fără locuri de muncă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Aceeași grijă pe care o manifestați, o manifest și eu. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar și dumneavoastră. Ceea ce luăm acolo ca decizie nu are legătură cu o persoană sau cu alta, pentru că noi discutăm acum de un... De o instituție care are un rol extrem de important, care face parte din Consiliul Județean ca și subordonată și că avem aceeași grijă și voi avea aceeași grijă cum aveți și dumneavoastră. Sunt de acord, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Că noi suntem, noi cei care conducem mai sunt niște irresponsabili care mâine nu punem oamenii pe stradă și nu apărăm drepturile lor. Nu ne-am gândit la asta înțeleg și sper să nu ne fi înțeles greșit. Nu la dumneavoastră. Înțeleg unde este un deranj la mulți din cei care poate că nu vor mai lua prin concurs posturile de, prin examen posturile de conducere, ci vor trebui să muncească în execuție, dar vă asigur că este loc pentru toți să lupte cu COVID-ul. Nu există doar obligația de a lupta cu COVID-ul cei care muncesc în execuție și cei din conducere să facă același lucru. Domnul președinte, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt sigur că și dumneavoastră să fiți în locul nostru, în Comisia de Sănătate, și să solicitați niște lucruri justificate și explicate de cele solicitate și să nu le primiți, nu v-ați simți foarte confortabil în sensul ăsta. Tot ceea ce dumneavoastră a zis, dar aici găsiți explicate în referat. Dacă doriți să le vedeți. Dacă nu doriți să le vedeți, eu pot explica de 1000 de ori, că tot nu o să... Am citit referatul. Da. Dar vă asigur că nu e cazul să faceți nicio problemă legat de aspectele invocate și legat de faptul că noi am fi niște irresponsabili care nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Credeți-mă că după atâția ani pot spune că cunosc și eu sistemul, nu ca și cei care muncesc, dar îl cunosc poate mai bine decât mulți alții și mi-am dat seama după atâția ani ce funcționează și ce nu funcționează. Și că m-am consultat și cu specialiștii care sunt implicați în mod direct. Nu am luat-o eu de acasă din dormitor să mă gândesc, dar cum să fac eu acolo să bulversez și să încurc activitatea și să mai creăm probleme oamenilor de acolo, nici pe departe. Avem aceeași responsabilitate ca și dumneavoastră și vă asigur că vom avea grijă de toți angajații și vom încerca să creăm o instituție modernă, cu model care să apere atât interesele beneficiarilor, dar să apere și să promoveze și interesele angajaților, inclusiv legat de partea de salarizare, de condiții de muncă și așa mai departe. Toate le avem în vedere. Nu mă gândesc în niciun fel la ceea ce spuneați dumneavoastră și nu avem în plan asta. Iar legat de complexe, de ce spunea domnul colega al nostru anterior, cu centrele, în mod evident, cred că sunteți de acord cu mine că un centru cu 10 oameni nu poate să aibă 20 de șefi sau 10 șefi. Nu poți să ai și director de centru și administrator de șef de centru, administrator de centru, cum se mai chema al treilea, era coordonator de centru și după aia ajutor de administrator și tot așa și tot așa ca să avem șefi, ca să dăm salarii de șef și să muncească cei puțini de acolo, iar ceilalți să fie șefi și să aibă salarii de șefi. Am dimensionat pozițiile de conducere, l-a raportat la numărul de angajați și la modul în care am gândit reorganizarea. Fără să avem o țintă și fără să ne dorim ca cineva din cei care sunt șefi acum să nu mai rămână șefi. De altfel, legea ne obligă să le oferim o altă poziție tot de șefi. Asta să le lanțu, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Nu, chiar se aici problema de nu se pune problema de a da oameni afară, mă repet, și vă asigur că avem aceeași responsabilitate ca și dumneavoastră. Vasile Sălătioan sunt din nou, domnule președinte. Da, domnule, vă cunoaște, vă vedem. Vă bucur. O întrebare. Ce diferență este, cel puțin eu nu cunosc și nu sunt de specialitate, ce diferență este între un concurs intern și un examen? Nu se supune acelor... Să vă trimit legislația să o citiți, bine? Totuși, dezbatem un proiect și aș aștepta răspunsul acum. Dacă dar bun, raport... acum nu. Domnul coleg, nu suntem la școală să ne întrebăm ce diferențe există... Nici nu suntem să primim dictare și să votăm așa că... Dar nu v-am cerut asta, Doamne ferește. Nici nu v-am întrebat, nici v-am chestionat. Dar sunteți obligat să puneți la dispoziție, domnule președinte... Vă punem legislația care... ca să vedeți diferența între examen și concurs. Bun, cum să nu? Și atunci vă cer raportul de audit extern întocmit de auditor la Direcția Generală. Sunteți obligați să mi-l puneți la dispoziție. Ce anume? Raportul întocmit de auditorul extern.
la Direcția de Asistență Socială. Aveți referatul la acest proiect care preia practic tot raportul sau aproape tot raportul respectiv. Nu, eu vreau cel întocmit și semnat, ala vreau. O să vi-l punem la zice fără nicio problemă, solicitați Consiliului Județean și vă dăm tot ce doriți. Considerați-o o solicitare în direct menționată în procesul verbal de ședință. Fără probleme. L-am solicitat să nu vină cum a venit trecută, domnule președinte, și nu l-am primit, din păcate. O să aveți surprize neplăcute dacă îl citiți ăla. Nu contează. O să vedeți că cei de acolo neplăcuți să reducem jumătate din personal și să dăm afară o grămadă de oameni. Așa că nu vă avântați. De ce nu faceți așa atunci? Pentru că am considerat că propunerea dânsului este un punct de plecare și că în momentul de față direcția se poate organiza în această modalitate la fel de bine, fără să dăm oameni afară, fără să facem ceea ce se indică în raport. Deci nu credeți că noi nu avem responsabilitatea faptelor noastre, ci din contră. Nu invocă nimeni, domnule președinte. Nu invocă nimeni. Dar vreau să vă spun să nu vă avântați foarte tare, că nu... Nu ne avântăm, dar nici nu mi se pare normal să nu știm... Nu e cazul. Să nu știm ceea ce votăm. Raportul de care vorbiți dumneavoastră este un instrument de lucru al nostru și al aparatului. Nu este o chestiune obligatorie nu pentru noi. Așa, este un document public la care noi avem acces, domnule președinte. Dar pentru noi este un simplu instrument de lucru, de la care am plecat în analiză. El nu este obligatoriu pentru conducerea executivă a Consiliului și nici pentru dumneavoastră. Este un studiu care a fost făcut și care ne dă direcțiile de urmat. Nu este obligatoriu pentru comandare. Noi. Și atunci, de asta vă spun că noi nu am urmat în tocmai recomandările de acolo, ci le-am luat ca și punct de plecare, ca și linii directoare și am creat de acolo o organigramă care să răspundă mare parte din acele obiective trecute în acel raport. De exemplu, dar ceea ce facem noi aici este mai puțin drastic decât ceea ce propun deși în raport. Probabil, noi nu avem nimeni să simt, că nu am avut acces la dispoziție, dacă chiar insistați, dar, repet, este un instrument de lucru al nostru. Nu este cel care explică în totalitate organigrama noastră. Referatul nostru este ceea ce explică demersul nostru. Arată punctele slabe și propunerile pentru remedierea acestui. Deci de asta spuneam că liniile generale directoare au fost de acolo și noi am analizat în profuzime împreună cu doamna conducerea de acolo și am găsit formula pe care noi să o găsim optimă. Sigur că sunt persoane care nu vor fi mulțumite, nu sunt de acord cu ea. Până la urmă, eu în calitate de președinte am venit în fața noastră și mi-am asumat această mod, ca propunere, sigur, această formă de regândire a direcției și dumneavoastră aveți libertatea de a susține sau nu acest proiect. Vom vedea în perspectivă cum va funcționa această direcție cu... Dacă se va aproba această nouă formulă, vom vedea exact... Eu cred că va funcționa mai bine, dar vom vedea. Și dacă nu funcționează, ce se va întâmpla? Dacă prin absurd ceea ce este posibil să existe elemente care nu vor funcționa, tot eu voi veni în fața noastră și voi propune să ajustăm acele lucruri care nu merg. Că nu am inventat eu încă perfecțiunea. Și atunci nu vi s-ar părea normal să avem și noi cunoștințe cu mult mai multe la votarea unui asemenea proiect decât le avem la data respectivă. Dumneavoastră, domnul coleg, le aveți cu siguranță. Faptul că nu le recunoașteți acum, cu siguranță le aveți de la direcție. Faptul că nu vreți să... Știți prea bine cum funcționează și era direcția și cum este. Nu trebuie să vă explic. Eu știți dar mai bine. Cunoaștem, suntem consilieri. Cel puțin noi sunt consilieri de 9 ani. Spun că știți mai bine decât mine ce este acolo. Și asta era întrebarea. Când în 2018, când s-a propus un alt proiect care diminua funcțiile de directori, nu ați fost de acord. Asta era un moment, o dilemă mea care... Nu mi-am amintesc de moment, dar dacă a fost o poziție din partea mea, nu știu, dar dacă a fost strict schimbarea unor oameni pe motive că... Nu, diminuarea funcțiilor de director, era vreo 4-5, s-a propus să rămână 2, parcă așa ceva, spunea proiectul de hotărâre și a fost respins. Nu discutăm așa ceva. Dacă a fost așa, poate că a fost o greșeală din partea mea, dacă am spus atunci chestiunea asta. Sau nu am știut în profunzime subiectul. Deci, încă o dată subliniez. Am discutat mult în grup, cel puțin consilierii PSD, și nu ne împotrivim, așa cum a spus și liderul de grup, nu ne împotrivim acestui proiect. Dar vroiam să cunoaștem în detaliu mai mult. De exemplu, cum veți alege prin examen? Am înțeles asta, am aflat. Cum veți alege toate posturile în interior se vor face prin examen. Dacă se dorește să apelăm la Facultatea de Administrație Publică să
fie în acest proces implicată în procesul de examinare, putem apela la universitate să organizeze ei sau să facă consiliere pentru a nu fi acuzați sau bănuiți oamenii din direcție sau noi că vom face concursurile într-un anumit fel. Sunt dispuși și am toată deschiderea ca acestea să le organizeze facultatea sau să asiste cadre universitare pentru tot ce înseamnă examene în direcție, ca să lămurim și problema asta. Uite, e un aspect care nu este în referatul proiectului și care... Pentru că legea ne obligă să organizăm într-un anumit fel, dar putem apela la secție de specialitate. În schimb, legea ne obligă, fiind funcționari publici o parte și ceilalți contractuali, să urmăm procedura din lege. Adică să fie funcționar public și cei de acolo implicat în conducerea, știți ce prevede legea. Dar repet, am toată deschiderea să mergem până la această măsură, dacă există suspiciuni și temeri că lucrurile nu se vor derula corect, să facem și asta. Președinte, dacă îmi permiteți, Laura Chiorean, sunt... Să termine cu locul dumneavoastră, numai puțin, că domnul coleg al dumneavoastră n-a terminat. Acum termină. Există suspiciuni. L-ați întrerupt, nu de altă. Există, domnule președinte, suspiciuni și aș vrea să le eliminăm din start. Se spune că ar fi o epurare politică care o face Consiliul Județean, ceea ce eu nu cred acolo. Dacă nu pleacă nimeni acasă, unde e epurarea, domnul coleg? A, schimbarea din uitătura să fie șef, să nu lucre sau să pleacă la muncă. Asta a spus. Bine, atunci discuția noastră nu mai poate avea loc, pentru că înseamnă că dumneavoastră sunteți preocupați de posturile de șef. Nu, eu nu sunt preocupat. Eu sunt preocupat acolo. Da. Nu sunteți preocupat de ceilalți oameni de acolo, ci doar de funcțiile de șef ca să le păstreze, nu? Nu îmi puneți cuvinte în gură, că nu am spus asta. Dat exemplu. Nu. N-ați dat de exemplu pe doamna de la bucătărie care e bucătăriață și care rămâne tot acolo, ci ați dat de exemplu șef. Nu, am văzut cum a tratat în proiect că au trebuit să faceți amendament că spălătoria asta nu era pusă în administrativ. Deci greșeli foarte mari s-au făcut la întocmirea proiectului. Dar s-au corectat o parte. Am făcut greșeală că v-a luat în serios până acum, domnul coleg. În regulă, vă rog, vorbiți ce doriți atunci. Am dreptul, am acesta de numele. Vă rog. De ce? Domnule președinte, există suspiciuni. Există și atunci vreau să ne puneți la dispoziție mai multe acte ca să putem vota cum spune legea, așa. Bun, eu nu o să fac o discuție absurdă, să plictisesc colegii, aștept să-mi pune la dispoziție actele solicitate. Vă mulțumesc. Îmi permiteți, domnule președinte? Domnule președinte? Da, vă rog. Da, domnule președinte, eu am rugămintea să supuneți la vot propunerea noastră de amânare a acestui proiect pentru ședința următoare. Susțin solicitarea colegilor mei adresată în comisii de a ne pune la dispoziție raportul de audit extern. Subliniez încă o dată că în contextul modificărilor legislative actuale și anume în condițiile în care examenele și concursurile pentru bugetari sunt suspendate, considerăm că orice reorganizare într-un astfel de moment presupune niște riscuri enorme și anume faptul că, așa cum știți și dumneavoastră și toți colegii, o reorganizare presupune și sincope. Nu considerăm că este momentul oportun de a purcede la reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială. Bun, haideți să trecem la vot. Vă rog să supuneți la vot propunerea de amânare pentru o ședință următoare. Absolut. Până la acel moment, așa cum am subliniat, să ne fie pus la dispoziție raportul de audit extern, să-l putem studia și să putem veni cu propuneri concrete, pentru că, într-adevăr, așa cum am discutat și în mandatele anterioare, se impune reorganizarea DGASPC, dar nu de pe azi pe mâine, nu fără un studiu și o analiză complexă și fără multă bună credință, în primul rând, din partea noastră a tuturor. Noi am fost, bineînțeles, contactați și cumva v-am transmis suspiciunile și neîncrederea pe care o au mulți dintre angajații DGASPC. Nu este momentul oportun pentru o reorganizare și mai ales nu făcută în pripă. Vă rog să supuneți la vot această propunere de amânare pentru o ședință următoare a proiectului de la punctul 3 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul președinte, este periculos. Da, supun la vot. Da, am înțeles, stimați colegi, îmi pare rău că am
insistat atât de mult, dar a fost dorința colegilor. Supun la vot, în mod evident, sunt obligat să supun la vot. Propunerea e de amânare, da? Adică supun la vot amânarea, după care mergem mai departe și vedem ce votăm în final, după ce supun la vot amendamentele. Deci, supun votul, propunerea de amânare făcută de colegul domnul Cordoș, susținută și de colega noastră doamna Chiorian. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Da, 12 voturi pentru amânare, deci propunerea noastră a fost respinsă. Mergem mai departe. Supun votului noastră proiectul în ansamblu, așa cum a fost înaintat și amendat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Nu pot să nu constat că s-a creat o nouă coaliție, văd și în Consiliul Județean, PSD cu USR Plus, văd că mai nou ne-am inspirat și noi de la București, vedem ce e pe acolo și văd că ați reușit și aici să creați această coaliție. Domnule președinte Horia Cristea, sunt, vedeți că s-au afiliat și doi colegi de la PNL pentru că proiectul, adică amendamentul a fost respins doar cu 17 voturi. Mulțumesc. Dacă era și AUR, și AUR era acolo lângă voi. Mai sunt și abțineri, domnul Sămărtean, nu i-a citit domnul Chertez, uitați-vă mai atent. Nu băgați bățul prin gard. Da, în fine. Mergem mai departe, proiect de hotărâre, proiectul numărul 4, privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul județean 161J, sectorul de drum cuprins între kilometru 0 și kilometru 7+100, de N16, respectiv DG109C. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Și 3 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5, privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul județean 191D, limita județ Sălaj, DG108 Vânători, sectorul de drum kilometru 31+330 până la kilometru 35+800. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Domnule președinte, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții aici. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
28 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6, privind declararea de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă, precum și concesionarea acestora companiei de apă Someș S.A. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Aviz favorabil, domnule președinte. Mulțumesc, dacă sunt intervenții din partea noastră. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 7, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 rectificat al aeroportului internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă. Comisia numărul 2, aveți cuvântul? Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății de bază și protecție Cluj SRL. Comisia numărul 4, aveți cuvântul? Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Cum menționa, este vot secret. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9, privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Universitatea S.A., comisia numărul 4. Aviz favorabil, domnule președinte. Mulțumesc, dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul cu vețiunea că este vot secret. Bună, să votați. Votul s-a încheiat.
24 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10 pentru modificarea HCJ 174 din 30 iulie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice a organigramei. Da. Da. Am rugămintea. Da. S-a rezolvat. În regulă, mulțumesc. Revin atunci proiectul de hotărâre numărul 10 privind modificarea hotărârii Consiliului numărul 174 din 30 iulie 2018 privind aprobarea structurii organizatorice a organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Neurofiziologie Leon Daniel Cluj-Napoca. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Mulțumesc. La acest proiect există un amendament pe care l-ați primit cu toții pe e-mail. Urmarea solicitării Spitalului Clinic Leon Danielo, prin adresa din 29 venită ieri, se solicită, da, se solicită modificarea... Sper să mă auziți. Se solicită modificarea organigramei și a statului de funcții ca urmare a modificării structurii organizatorice a spitalului de către Direcția de Sănătate Publică a județului printr-o adresă din 14 septembrie 2021. Astfel se impune modificarea atât a anexelor la proiectul de hotărâre, cât și a anexei 1.4 la hotărârea numărul 174 din 2018, astfel încât anexele la proiect se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1.3, renumerotate corespunzător. Ați venit și dumneavoastră această propunere de la spital, sigur urmarea solicitării Direcției de Sănătate Publică. Vă supun acest amendament mai întâi votului dumneavoastră, după care vă dau cuvântul dacă sunt alte intervenții. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru proiectul pentru aprobare, deci amendamentul a fost aprobat. Dacă sunt alte luări de poziție la acest punct. Dacă nu, atunci supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentul deja aprobat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 11, privind modificarea titularului drept de administrare a imobilului Clinica de Medicină a Muncii, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada lui Pastor, numărul 35, județul Cluj. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții sau nu? V-am explicat în referat despre ce este vorba. Cei de la Spitalul Județean așteaptă această hotărâre pentru a putea continua proiectul pentru acel institut pe care dorim să-l realizăm în această clădire, plus o clădire care va fi în vecinătatea acesteia și pentru a crea acel institut de neurochirurgie pe care ne-l dorim să îl putem și finanța. Ca atare au nevoie de această clădire, motiv pentru care astăzi am decis să îl redăm spitalului după ce operat datorită sau din cauza COVID-ului am fost nevoit să îl trecem în administrarea Spitalului de Boli Infecțioase. Dacă comisia, oare am dat cuvântul? Comisia am dat cuvântul, dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de numărul 12, privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Cluj-Napoca, strada Mihai Eminescu, numărul 16, județul Cluj, către Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, aviz favorabil. Mulțumesc, după cum știți, în ultimii ani am decis ca aceste spații pe care le deținem în proprietate, dar care sunt folosite de către clinicile sau de către universități, să le oferim cu titlu gratuit, pe de o parte pentru a putea și ei să investească, iar pe de altă parte pentru a putea să le folosească conform destinației pe care o doresc. Avem o solicitare și aici, din partea UMF, respectiv pentru Clinica de Chirurgie Maxilofacială și Implantologie din Cluj, strada Cardinal Iuliu Hosu, numărul 37, cu intrarea de pe strada Mihai Eminescu. La fel cum am făcut și în alte cazuri în care am oferit cu titlu gratuit aceste spații, vă propun și în acest caz, pentru o bună administrare a acestor spații, pentru a oferi studenților și terților beneficiari spații adecvate de desfășurarea activității, vă rog să susțineți acest proiect pentru a-l putea oferi, așa cum propune și proiectul, cu titlu gratuit Spitalului Clinic Județean pentru, așa cum spuneam, clinica respectivă. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Bună ziua, domnul președinte, stimați colegi. Am primit un punct de vedere din partea UMF și din partea Spitalului Județean prin care se solicită introducerea în contact a posibilității ca aceste spații ca în aceste spații să se asigure accesul pacienților și al personalului spitalului de urgență, astfel încât să se asigure îngrijiri medicale și în beneficiu pacienților și în beneficiu educațional al studenților și al medicilor rezidenți. Nu știu dacă ați apucat să vedeți cele două puncte de vedere din partea UMF și a Spitalului Județean. Acest lucru este implicit rezolvat pentru că e spațiu public, evident. Ei spuneau că ar trebui prevăzut lucrul ăsta în hotărârea de Consiliul Județean. Noi îl oferim lor spre folosință gratuită și ei decid. Practic nu mai avem noi niciun rol în chestiunea aceasta. Așa a fost și până acum. În solicitarea lor se cerea expres ca lucrul ăsta să fie prevăzut în hotărârea de Consiliul Județean, dar dacă ziceți că nu e nevoie, atunci... Da, nu se impune pentru că toate spațiile le-am dat în această formulă și toți le-au folosit cu spațiu destinat publicului. Nu există această problemă, nu înțeleg de unde a venit. De la UMF și de la Spitalul Județean, dacă vreți, vă citesc eventual din... Da, nu e cazul, pentru că prin asta implicit noi oferim posibilitatea ca ei să folosească așa cum doresc. Domnule președinte, Violeta Mureșan sunt. Sigur, vă rog. Eu consider că se pot face colaborări directe între ei și să facă un contract de colaborare direct. Nu cred că e cazul să ne implice pe noi în această situație, că nu avem responsabilitate. Bine, evident, noi și până acum am oferit la fel către universitate. Dacă între dânsii există un alt tip de colaborare și doresc să încheie alte contracte, sunt în mod evident, are universitatea libertatea să o facă. Deci pot să încheie colaborări, pot să încheie ce doresc, sigur. Important e ca noi să-l oferim gratuit și Universitatea Medicină să-l poată folosi conform destinației și conform dorinței pe care l-au manifestat și în cererea pe care ne-au înaintat-o. Deci vă propun să votăm acest proiect. Considerăm că e un proiect bun pentru universitate și pentru comunitatea clujană. Ideea e că în proiect se specifică că nu se poate acorda în folosința altora spațiu. Scrie că nu se poate fără acordul nostru, deci ar putea să fim implicați fără să vrem mai târziu dacă se cere o modificare. Poate ar fi bine să prevedem de la început acest lucru. Hai să verificăm chestiunea. Deci, propunerea vine din partea ambelor părți, deci nu cred că ar fi făcută dacă nu era modificată. Da, doamna secretară îmi spune că e vorba de terți, persoane străine, nu se referă la relația dintre universitate și clinica respectivă. Adică dacă ei vor... după ce îl dăm acolo să vândă înghețată în acel spațiu, în mod evident nu pot să-l transforme să vândă înghețată. Atunci trebuie să vină la noi să ne ceară acordul.
dar dacă universitatea are, are colaborare cu clinica respectivă, cum a avut și până acum, în mod clar se poate folosi conform acestei destinații. Noi ne referim la, la alte situații se referă, deci nu, nu îi încurcăm în niciun fel. Am înțeles. Bine, mulțumesc. Sau dacă vor să-l transforme din, nu știu, din ceea ce este acum, să facă magazin comercial. În mod evident trebuie să revină la noi. Dar pentru ceea ce doresc dânsii și pentru raportul dintre universitate și clinic și clinica respectivă, hotărârea este suficientă pentru că așa am dat în toate cazurile și au funcționat foarte bine, că nu e singurul spațiu pe care îl oferim. Sunt foarte multe de la Spitalul Județean pe care îl oferim în acest fel. Da, deci, domnul Florea, dacă se va impune și cei de la facultate sau ceilalți doresc să se modifice și să ajustăm proiectul, nicio problemă. Dacă ei vor veni cu argumente de ce nu-l pot folosi și se impune, am toată deschiderea să revenim și să-l modificăm. Dar așa cum cer ei pentru a derula în continuare activitatea medicală, ceea ce există conform destinației actuale, n-au nicio problemă. Am înțeles. Bine, păi vedem ce mai zic deși. Mulțumesc. În regulă, absolut. Supun atunci votului dumneavoastră acest proiect numărul 12. Vă rugăm să votați. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de numărul 13 privind înscrierea în domeniul public, în inventarul domeniului public al județului unor bunuri aflate în și imobile în, și darea lor la administrarea aeroportului internațional Avram Iancu Cluj. Aviz comisia numărul 4, vă rog. Aviz favorabil, doamnă președinte. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții aici. Da, domnule președinte. Să pregătiți votul. Da, vă rog. Îmi reiau rugămintea de la început, dacă putem să contactăm directorul aeroportului să ne explice solicitările din adresa trimisă în 28.9 pe e-mail, în care solicită modificarea acestui proiect și scăderea valorii financiar-contabile cu suma de 53 de milioane de lei și ne specifică că ar trebui să achităm aeroportului 30 de milioane de lei ca și TVA. Am înțeles. N-am înțeles exact de ce. Dar nu înțeleg nici eu. Vă rog să luați legătura să vă explice. Nu știu despre ce e vorba cu 30 de milioane de lei. N-am putea să le invităm să ne explice plenului Consiliului. Considerați că e necesar, având în vedere că există adrese și care explică la toți ceea ce vrea aeroportul? Oricum, păi, poate ar fi oportun să ne explice de ce vor asta. Eh, așa vor. Poate au o explicație plauzibilă din ce văd. Ei ar avea niște probleme cu decontarea acestor investiții. Absolut. Cu balizajul și așa mai departe. Ei au decontat, ei să le rezolve. Noi nu am fost implicați în niciun fel, nici în decontare, da, nici dar în plată. Este o autoritate în subordinea Consiliului Județean și nu mai este ar trebui să blocăm. Decât formal. Ea nu mai este în subordinea noastră. Ok, dar nu... Decât formal. E în subordinea Consiliului de Administrație și a directorului de acolo. Ok, dar nu consider că o hotărâre de Consiliul Județean ar trebui să blocheze activitatea sau să îngreuneze activitatea unei regulă. Companii. Ce propuneți? Insubordinat, să invităm pe domnul director sau directorul economic să ne explice solicitarea lor. Bine, o să invităm la o altă ședință, vă rog, dacă mai sunt alte propuneri. La o altă ședință este tardiv, dacă acest proiect trece în forma actuală. Vă rog, dacă sunt alte intervenții.
dacă trebuie să solicit să supunem la, să supunem la vot propunerea mea de a-l invita. Domnule președinte. Nu, nu se supune la vot. Puteți să-l invitați când doriți. Nu fac parte din comisia care a fost avizatoare să-l pot invita la acea comisie. În comisia mea am solicitat niște puteți să participați la orice comisie dacă sunteți dornic să aflați informații și să nu blocați un plen pentru că vreau să aveți întrebări. Dacă aveți întrebări în comisia dumneavoastră, puteți să-l invitați atât acolo cât și în comisia 4, unde puteți să participați. Ca tare nu trebuie să stea un plen întreg după dumneavoastră, care nu sigur ați... Sigur că da, domnule președinte, numai că adresa aeroportului a fost comunicată nouă ieri, ulterior desfășurării comisiei. Cu siguranță, dacă erau probleme care trebuiau să le știți, pe care trebuia să le știți, ar fi făcut să afle toți consilierii, pentru că stilul cu care ne-a obișnuit aeroportul de zeci de ani este să umple mail-urile la toți consilierii cu toate informațiile. Refuz să cred că și de această dată n-a făcut la fel, așa încât de la aeroport chiar nu vă puteți plânge că nu primiți informații, pentru că mail-urile noastre sunt pline de adrese de la aeroport și cred că toți colegii mei știu la ce mă refer. Deci dacă aveați întrebări în comisii, puteți să invitați să vă explice pe oricine doreați. Reiterez, adresa lor a fost trimisă ieri pe e-mail, ulterior comisiei. Îmi pare foarte rău dacă a fost trimisă, dacă vor fi probleme care necesită modificări de proiectul, le vom discuta la o altă ședință. Ok. Domnule președinte, Călin Cosma sunt. Dar vă rog, ce propunere aveți legat de proiect? Am discutat eu personal cu directorul economic de la aeroport și am înțeles că există ceva probleme sau neînțelegeri legislative, cum se înregistrează în conturile de TVA și cum se amortizează investiția. Din ce spunea doamna director economic, zicea că nu poate să predea Consiliului Județean decât în momentul în care este amortizată investiția. Dacă ea predă mai devreme investiția, ea nu mai are posibilitatea să-și amortizeze banii pe care i-au investit ei. Aici trebuie studiat sau trebuie văzut un alt punct de vedere de la a treia persoană, expert contabil, care să-i lămurească exact care ar fi cea mai bună... Dar cu siguranță vor găsi soluții, vor apela la specialiști, la avocați, la economiști. Au o echipă performantă acolo care va găsi soluții. De aceea nici nu ne-am mai implicat în managementul de la aeroport pentru că ei consideră că sunt suficient de bine pregătiți încât să găsească aceste soluții și noi încurajăm. Noi, ca și Consiliul Județean, bineînțeles, suntem de acord, pentru absolut că așa e normal să le luăm. Dar ulterior, în cazul în care nu se poate ei deconta, poate că ar fi oportun să revenim și să îi ajutăm, deși noi nu ne dăm votul pentru înregistrările contabile. Absolut, noi nu avem acum, noi ceea ce prevede legea facem. Preluăm în inventar un bun public și îl dăm mai departe. N-are nicio legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, așa e, nu are legătură. Da, acum în contabilicește se reglează ei. Da, fiind convins că vor găsi soluții, pentru că sunt specialiști toți la aeroport și noi nu îndrăznim să intervenim ca să nu considere că vrem să influențăm negativ dezvoltarea aeroportului și creșterea numărului de pasageri. Vă rog, dacă mai sunt intervenții... Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
24 de voturi pentru, din păcate nu a adunat 25 de voturi acest proiect, ca tare va fi analizat la ședința următoare, vor rămâne bunurile respective în aer, nefiind evidențiate niciun inventar, le vom lăsa în această stare și cei care practic vor răspunde de ele vor fi practic cei care și-au asumat decizia de a rămâne în afara inventarului. Vom reveni cu proiectul la ședința următoare. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea studiului de oportunitate a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Cluj. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Comisia 1, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct. Bună ziua, domnul președinte. Stimați colegi, am trimis pe mail-ul Consiliului Județean și a ajuns și la dumneavoastră două amendamente la acest proiect. Primul amendament se referă la introducerea unei noi curți de transport intrajudețean, Cluj-Napoca, Petrești de Jos, Căile Turzii, și un amendament se referă la o mai bună specificare în contractul de delegare a obligațiilor transportatorilor de a fi mai transparenți în ceea ce privește programul de transport, stații și așa mai departe. Aș vrea să fie supuse cele două amendamente la vot. Nu știu acum dacă trebuie să le mai prezint o dată sau cum ar trebui făcut, având în vedere că deja le-am trimis și cred că au ajuns în atenția dumneavoastră. Au primit toți colegii amendamentul, citiți-l și îl supun la vot, dacă vreți încă o dată, dar l-au primit colegii, eventual spuneți care e și îl supun la vot în ordinea în care îl propuneți, nicio problemă. Atunci propun să supunem la vot amendamentul care face referire la introducerea unei noi curse de transport intrajudețean între Cluj-Napoca și, între Cluj-Napoca și Petrești de Jos, Căile Turzii. Și acest amendament presupune modificarea articolului 11 din proiectul de hotărâre, unde se modifică valoarea totală a contractului de gestiune a serviciului public de transport, precum și anexele pe care le-am modificat și le-am transmis deja către aparatul specialitate și către dumneavoastră. Regulă de supun votului dumneavoastră amendamentul pe care l-a înaintat, pe care l-a înaintat colegul nostru, pe care l-a și primit pe mail și ați primit și punctele de vedere de la comisiile de specialitate, tot aveți toate informațiile, așa încât supun votului dumneavoastră această propunere a colegului nostru. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Ce voturi pentru, amendamentul a căzut. Vă rog, dacă mai sunt propuneri. Bună ziua, aș mai avea un amendament tot la acest proiect și pe acesta o să vreau să-l citesc integral, că este scurt și presupune modificarea punctului 13.9.5 din contractul de delegare, adăugarea punctului 13.9.6. Și punctul acesta spune în felul următor: operatorul are obligația deținerii unui site web propriu și sau unei pagini pe site-ul de social media Facebook, acestea vor fi folosite pentru îndeplinirea obligației de informare permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora. De asemenea, operatorul va asigura interacțiunea directă cu călătorii prin intermediul acestor mijloace de comunicare. Denumirea site-ului și sau paginii de social media vor fi afișate în mijloacele de transport, unde, pe lângă afișarea denumirii fiecărui mijloc de comunicare, poate fi folosit și un cod QR. Acesta este amendamentul pe care îl propun. Și are ca scop îmbunătățirea modului în care companiile de transport comunică cu călătorii. Da, supun votul dumneavoastră propunerea colegului nostru. Vă rugăm să votați.
10 voturi pentru, amendamentul a fost respins. Vă rog, dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, atunci supun votul meu acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 14A privind acordarea în mandat special reprezentantului județului în adunarea generală a acționarilor în vederea exercitării dreptului de acționar. Comisia numărul 4. Aveți cuvântul. Comisia favorabil, domnule președinte. Dacă sunt intervenții. Da, domnul președinte, aș avea eu o intervenție aici. Este a nu știu câte ori în care votăm prelungirea mandatelor pentru membrii Consiliului de Administrație. Încă nu am reușit să facem să fie funcțională acea comisie de selecție a administratorilor și să intrăm într-un proces normal. Deja de un an de zile suntem în Consiliul Județean și la fiecare ședință votăm o prelungire cu 4 luni a câte unui administrator. Să știți că am întrebat colegii, știu de subiect pentru că am discutat legat de această prelungire, am făcut deja demersuri, am desemnat expertul care se ocupă, pentru că toate încetează în 30 noiembrie, practic, și am făcut deja procedura pentru a găsi expertul și a dat drumul la procedura de selecție conform 109. Deci, practic, tot ce înseamnă ce aur se vor încheia și vom începe să lucrăm în această formulă. Atunci aș vrea să ne se spună și nouă cine este acest expert și... Da, o să îi pun pe colegii mei să vedea toate informațiile, au făcut procedura de achiziție și urmează să intrăm în procedura asta. Tocmai că știu că au fost discuții de acum la toate prelungirile acestea și am grăbit să putem să intrăm într-o normalitate. O să vă dea toate datele. Mulțumesc. O să vă dea colegii mei datele. Cine, cum, ce și așa mai departe. Dar vreau să zic că am făcut procedura așa cum am spus la o altă ședință, că vom demara procedura de a selecta expertul și de a face procedura pe 109 pentru toate, dar nu numai aici, și în toate cazurile, că expiră la toți membrii din Consiliul de Administrație, în final de an aproape la toți expiră, practic, și o să facem selecție la toate entitățile din subordine. Mulțumesc! Așteptăm! Supun la vot proiectul 14A în ansamblu, așa cum a fost el înaintat. Vă rugăm să votați. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 14B privind însușirea unor documentații cadastrale pentru imobile din domeniul public al județului Cluj. Comisia numărul 4. Aveți cuvântul. Aveți favorabil, domnul președinte. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct.
Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 14C, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivelor modernizarea spații în ambulatorul integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct... Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre 14. Domnule președinte, scuze, nu mi-a apărut varianta de vot. Dacă se poate să notați vot pentru la votul anterior. Sigur. Da, vă rog, să înregistrați și încă un vot pentru. Deci, practic, sunt 33 de voturi pentru la proiectul numărul 14C. La proiectul 14D, îl citesc acum, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții din cadrul proiectului creșterea siguranței pacienților Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Leon Danilo din Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil, Comisia 2. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții... Vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre 14E, privind aprobarea proiectului de privind creșterea siguranței pacienților Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Leon Danilo Cluj-Napoca. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat.
33 de voturi pentru. Proiectul numărul 14E, cred, să nu greșesc, 14E a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 14F. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2021. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. La acest proiect 14F există un amendament având în vedere solicitările venite și urgența dată de situația neprevăzută, să spunem, în care se afla respectiva instituție și datorită acestui aspect am considerat că se impune să intervenim și să găsim o soluție pe moment. Este vorba, primul punct, deși nu aveam în proiectul inițial, dar a venit o solicitare de ultim moment, Spitalul Municipal din Gherla, care a solicitat o sumă pentru că generatorul electric s-a defectat și urmare a situației pandemice a rămas în criză, iar în momentul în care s-ar întâmpla o pană de curent, spitalul în totalitate, neavând generator electric, riscăm să rămână în pană de curent. Și asta ar cauza prejudicii mari pentru beneficiarii serviciilor medicale din Gherla, pentru întreg orașul. Și am considerat că se impune, chiar dacă nu sunt bani în momentul de față, să venim în sprijinul spitalului din Gherla, fiind o situație limită. De asemenea, pentru a putea implementa până la capăt proiectul nostru care vizează implementarea hotărârii de guvern și a ordinului de ministru privind paza pe lacurile Tanița și Fântânele, se impune să finalizăm procedurile de achiziție pentru a ne crea infrastructura necesară pentru a putea să facem asta, având în vedere că nu există din partea nimănui o contribuție financiară, obligația în totalitate aparține Consiliului Județean să creăm și să cumpărăm, să dotăm cu bărci, de asemenea cu infrastructura aferentă pentru a putea implementa această hotărâre. Colegii mei au spus că mai e nevoie de o sumă pentru asta, pentru a duce până la capăt procesul pe care l-am început deja și se și vede acolo. Până acum am funcționat cu închirieri, asocieri, cu alte instituții, cu cazarea oamenilor noștri în tot felul de clădiri aferente care aparțin de tot felul de instituții. Se impune să finalizăm această procedură cu alocarea acestei sume pentru a putea să încheiem pregătirea prealabilă și să putem avea toate condițiile să... Și asta presupune un container pentru supraveghere și controlul lacului Fântânele. De asemenea, suplimentarea bugetului cu suma de 150.000, care înseamnă autoritatea executivă, respectiv pentru aparatul și clădirea centrală, pentru anumite lucrări de reparații și ce mai avem de făcut în această clădire, necesare, lucruri necesare și utile, inclusiv inclusiv modernizarea sălii acesteia și aparatură performantă care este defectă pentru a putea să o implementăm. Dar cred că asta e la celălalt. E în proiectul inițial, îmi cer scuze. Și la acest amendament ce mai avem, practic? Practic cele două, îmi cer scuze. În proiectul inițial am prins ultimul punct pe care l-am enunțat. Deci acest amendament îl... Domnule președinte, o întrebare am legată de amendament doar. Vă rog. Îmi permiteți? Din care subcapitol bugetar, că e specificat doar 70.02, din fondul de rezervă sau din cheltuielile de capital se vor aloca? Din cheltuielile de capital. Din cheltuielile de capital. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Și eu consider oportun alocarea pentru spital, dar am vrut să lămuresc acest aspect. Mulțumesc. Supun votului dumneavoastră acest amendament.
Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Și după aia? De voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Supun votului dumneavoastră proiectul. Bună ziua, domnule președinte. Înainte de a vota... Cer scuze, dacă sunt intereții, vă rog, faceți-le acum. Vă rog. Aș avea o observație și o rugăminte. Acesta este un proiect important și noi am primit proiectul să-l analizăm ieri, cu mai puțin de 24 de ore înainte de ședința de comisie și ședința de plen. Din punctul nostru de vedere, un proiect mult mai important, mult prea important, ca să avem timp de analiză asupra lui 5, 6, 10 ore. Aș avea rugămintea către aparatul de specialitate și către dumneavoastră să facem ca, în așa fel încât proiectele de o asemenea învergură să ajungă în timp util la noi, nu pe suplimente. Și nici măcar pe suplimente. Ne însușim această critică. De data aceasta a fost comunicat de-abia de la finanțe de două zile. Aici chiar n-am putut mai repede, dar de principiu sunt de acord cu dumneavoastră să vi le trimitem mai repede. Acum ne-a comunicat finanțele suma de două zile și atunci trebuia să fac rectificarea. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Laura Chiorean... 28 au venit adresa de la finanțe. Vă cred, da. Greu să dai un punct de vedere pertinent. Dar doamna Chiorean, vă dau cuvântul să termine colegul nostru și vă dau cuvântul. Am terminat, mulțumesc. Da, vă rog, doamna Chiorean, acum. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, cred că la începutul ședinței nu am subliniat faptul că nu voi participa la dezbateri și la vot la punctul acesta G de pe ordinea de zi, punctul 14G. Dar noi suntem la F. Da, la următorul. La da, punct... în regulă. Bine, mulțumesc. O mică intervenție, domnule președinte. Sigur că da, vă rog. Legat de rectificarea pe care tocmai o votăm imediat și de cazul de la Ghela, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru interes și pentru faptul că se alocă suma. Să știți că la Ghela e o situație foarte delicată legat de generatorul pe care l-ați pomenit în intervenția noastră și mulțumim și domnului general de la IGSU pentru că în momentul de față funcționăm cu un generator care ne l-a împrumutat cumva cei de la IGSU. Să știți că situația a fost foarte delicată acolo la Ghela pentru faptul că s-a stricat, nu mai funcționează acel generator. Deci vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați avut interesul pentru acest subiect. În regulă și eu sper să ajutăm când apar astfel de situații limită să putem să intervenim și să ajutăm comunitățile locale să poată să treacă mai ușor pe această perioadă dificilă. Da, era o problemă reală acolo, chiar foarte grea. Mulțumim. Da, în regulă, dacă suntem la punctul numărul, îmi cer scuze că suntem 14. La 14F, am explicat colegului nostru, îmi cer scuze, realmente a fost comunicarea foarte târzie și ne eram nevoit să facem rectificarea pentru a nu putem sta încă o lună fără rectificarea bugetară. De principiu sunt de acord că și am încercat proiectele, ați văzut și pentru astăzi, cum mici excepții, am încercat să vi le comunicăm din timp. Există situații limită în care realmente nu putem îndeplini acest termen și acolo ne cerem scuze pentru că apar fie la anumite amendamente care apar ulterior, fie pentru anumite modificări, fie anumite erori. În general și în principiu încercăm să respectăm termenul. Înțeleg. Poate ar fi bine să ni se trimite o formă, nu știu, aproape gata sau ceva de genul ăsta. Înțeleg. Modificările urmând sigur să fie comunicate după aceea. Înțeleg. O să ajustăm și aici să facem lucrurile mai bine. De acord cu dumneavoastră. Vasile Sălătoasă, domnul președinte. De ce vin așa de greu comunicările de la finanță? Nu au avut
rectificare bugetară la nivel național sau de ce? Nu știu, în 28 a venit adresa, înainte cu o zi a venit adresa pentru primării și le-am comunicat și primarilor să-și facă rectificare proprie pe cota pe care o primesc ei din impozit și a venit în data de 28. Acum, de ce au venit... A mai fost o rectificare bugetară la nivel național în care Clujul și Ilfov nu primise nimic pentru echilibrare bugetară, știți de aia? Da, pentru că, spre de... Mă bucur că mi-a zis mingea la fileu. Sumele pentru echilibrare sunt sume pe care le dă guvernul la bugetele dezechilibrate. Bugetul Clujului a fost un buget echilibrat, l-am făcut bine de la început și n-a fost nevoie să ne echilibreze nimeni, pentru că sumele estimate ca și venituri, ca și cheltuieli, le-am acoperit cu ceea ce am estimat la început ca și venituri. Au fost puține județe în țară care au estimat, se pare, corect bugetul. Noi am fost unii dintre cei care nu au fost nevoie să se echilibreze pentru că am estimat la început anului corect. Numai două au fost cu zero, Clujul și Ilfov. Înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine. Suma de echilibrare nu e o sumă pe care să primești ca și celelalte pe investiții sau pe arierate, sau era strict de a echilibra un buget dezechilibrat. La noi nu era cazul. Deci, ei, practic, și-au estimat bugetul, tot la fel a rămas bugetul ca la început anului, tot aceleași investiții, proiecte și-au propus, doar că au estimat greșit veniturile. Noi am estimat corect, motiv pentru care s-a considerat că nu e nevoie de echilibrarea lui, fiind un buget echilibrat. Nu e o chestiune rea, faptul că nu am primit, orice situație în care nu se dau bani, e neapărat rea. Dar nu e nici plăcută. Fiindcă de vreme ce noi am echilibrat, de vreme ce aveam un buget echilibrat, ce să mai îmi dea pentru echilibrare? Putem folosi pe reparații, pe funcționare, pe 84, mai mulți bani, putem cere, nu neapărat pe investiții. Nu din echilibrare, deci s-a primit la Consiliu din alte surse, nu din această capitol de venituri, respectiv de alocări pentru echilibrare. Știu, dar nu stricau dacă veneau. Fiindcă noi nu suntem... se putea. Pentru Cluj nu se putea, că nu exista această posibilitate dacă bugetul nu era dezechilibrat. Se poate cu altă destinație și în altă alocare. Domnule președinte, Clujul și Ilfov, cei care au avut bugetele bine echilibrate, structurate și echilibrate, sunt cei mai mari contribuabili la bugetul de stat. Corect? De aceea sunt de acord că trebuie să primim bani de la guvern, de la buget, dar nu în formula în care nu se poate da. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să luăm bani cât mai mulți. Cu asta sunt de acord. Atunci cereți-i. Am cerut și o să primim, o să vedeți în curând, că o să primim bani și pentru investiții. M-aș bucura să văd anul în decembrie. Să putem face ceva. Eu sper săptămâna viitoare să primim bani. Așa, faceți o extraordinară săptămâna viitoare, că se poate face, să rectificăm și să acoperim golurile, că avem goluri în partea de funcționare, sunt lucruri care se mai pot face. Aici cu toții suntem de acord că e nevoie de finanțare de la bugetul central și că cu toții susținem aceste alocări de bani. Aici nu cred că există vreo problemă și ne dorim să vină cât mai mulți bani pe proiecte și să reușim să finanțăm și centrul de transplant și spitalul de copii și cât mai mulți bani pe drumuri și așa mai departe. Să finalizăm drumurile alea de pământ, că încă le mai avem. Da. Dacă nu ar veni bani de la Uniune. Absolut. Noi am lucrat și anul acesta, vom lucra și anul viitor cu aceeași forță pe drumuri și sper să închidem acest capitol al drumurilor. E 14 F? Da. Și G. Doamna, da, domnule, 14... Laura Chiorean, domnule președinte, eu am o respectoasă rugăminte și sunt în asentimentul colegului Ionuț Florea. Eu personal nu voi mai vota la punctele de pe ordinea de zi unde nu se respectă cel puțin 3 zile, dacă nu termenul legal de trimitere a documentelor. Anexele, cele 27, de exemplu, de anexe, care sunt la punctul 14... 14F și da, 14 de luni, de ordinea de zi, eu personal nu am avut timpul fizic necesar să le parcurg. Ca urmare, eu nu voi participa la dezbatere și la vot la punctul 14 F și G. Și pe viitor, rugămintea mea este să respectați aceste termene, mai ales
în situația în care trimiteți zeci de anexe cu sute de pagini pe care noi trebuie să le citim de pe azi pe mâine. Eu personal nu voi semna ca primarul niște documente și, pe care n-am avut timpul fizic necesar să le citesc. Deci vă rog să tot ce am putut a fost la punctul 14 F și G. Mulțumesc! Da. De acord cu dumneavoastră, tot ce am putut a fost să trimitem marți, pentru că noi am primit foarte târziu adresa de afilianțe, deci acestea vi le-am trimis marți, atunci, realmente atunci am avut și noi posibilitatea să le trimitem mai cu seamă că erau anexe legate de buget. Încercăm să ne încadrăm în acest termen, facem eforturi la fiecare proiect să vi-l trimitem din timp. Sunt situații în limite în care realmente nu putem, dar ne vom însuși și ne-am însușit aceste critici legate de termene și încercăm să le îndreptăm, să data viitoare să reușim să trimitem cât mai multe în termen și să nu mai avem situații, să spunem, de excepție. Deci, anexele au fost înaintea proiectului puse în folderul pe care l-am primit noi. Când le-am doar ieri. Când le-am avut făcute, le-am trimis dovadă că nu am ținut... Alalte le-am trimis, stimate colegi, dacă vă uitați. Lipsea proiectul din folder. Erau doar anexele alalte ieri. În regulă. O să-i rog pe colegii mei să fim mai atenți și să vă trimitem cât putem de repede. Ok. Mai am o precizare, domnule președinte, îmi permiteți? Vă rog. Din fericire am apucat să lecturez anexele. Într-adevăr, noaptea, când m-a cetăștat colegul Bașar că trimit mail-uri cu cerere noaptea, dar atunci am timp. Ce anume? Scuzați-mă. Colegul Bașar m-a certat în ședința de comisie că trimit mail-uri cu cereri noapte la care nu mai primesc răspunsuri. Asta le reluați noastră în comisie. Și, nu, dar spuneam că am apucat să lecturez anexele și, din păcate, din nou nu am văzut că s-ar fi găsit bani pentru propunerile noastre legate de hrana, suplimentarea alocației de hrană pentru pacienți sau pentru medicii rezidenți. Deși și la ultima rectificare... Ați promis că încercați prin aparatul de specialitate să găsim o variantă de a finanța această suplimentare. Păi dacă ați ieșit de la guvernare? Domnul Sălătian. Comentariile politice le lăsăm pentru puncturi diverse, domnul Sălătian. Da, am ce pierdut firul. Deci, practic, ce anume doriți? Readuc în discuție amendamentul pe care l-am... Domnul Sălătioan întotdeauna face în așa fel încât să ne bruieze. Readuc în discuție amendamentul pe care l-am... Vreau să vă spun, domnule președinte, că sunteți cam încordat la ședința asta. Nu mai intervin, vă mulțumesc. Da. Domnul coleg Iepure, vă rog să continuați. Readuc în discuție amendamentul pe care l-am propus încă de la proiectul de buget din martie, de suplimentare a alocației de hrană cu 10 lei pe zi de spitalizare pentru pacienții de la spitalele din subordinea Consiliului Județean și de alocare de hrană pentru medicii rezidenți care efectuează gărzi în aceste spitale. Am reținut. Dar era un subiect pentru diverse, nu vă supărați, domnul Iepure. Nu, domnul Pintea, este un amendament la proiectul 14F, care vi-l formulez și formal, dacă doriți, suplimentarea capitolului 660220, spitale, bunuri și servicii, cu suma de 780.000 de lei pentru alocare de hrană, 10 lei suplimentar pe zi pentru pacienți, și 20 de lei pe zi pe gardă pentru medicii rezidenți care efectuează gărzi în spitalele din subordinea Consiliului Județean. Domnule Iepure, știți opinia că majoritatea și opinia majorității, opinia tuturor colegilor este că da, suntem de acord cu această chestiune și am convenit că în momentul în care bugetul va suporta și putem face asta nu numai la spitalele din subordine, ci la toate spitalele unde avem competențe, însă aici avem o problemă că nu vom reuși la cele care nu sunt subordinea noastră, dar de principiu, știți prea bine, că cu toții am fost de acord să facem acest efort atunci când bugetul va permite. Am reformulat amendamentul doar pentru spitalele din subordinea noastră și asta spuneam că, din păcate, nici la această rectificare nu s-au găsit fondurile. De acord. Dar dumneavoastră a spus că discutați ca principiu, dar acum spuneți că e amendament. Dacă domnul Pintea... Să-l supun la vot amendamentul dumneavoastră.
cred că ar fi oportun ca să se vadă din nou. Trebuia să începeți cu asta, să spunem la vot și lucrurile erau mult mai simple. În fine. Bun, haideți să supunem la vot propunerea colegului nostru, care într-un final a fost enunțată, deși de fapt asta era esența poveștii, de a face o suplimentare, de a rectifica în sensul acesta. Haideți să pregătim votul pentru această propunere. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Creștem ușor. La ședința anterioară au fost 7 voturi pentru. Da, din păcate 9 voturi astăzi, dar nu trebuie să insistați foarte mult, pentru că pe acest subiect cu toții suntem de acord. E o chestiune de oportunitate și de posibilitate financiară. Nu e o opoziție din partea nimănui, înțelegem importanța. Vreau doar să nu-l uităm din vedere. În regulă? Nu ne lăsați dumneavoastră să-l uităm. Satisfacția pacienților și a cadrelor medicale cu siguranță este foarte importantă. Absolut. De acord cu dumneavoastră. Deci amendamentul acesta a căzut. Dacă mai sunt propuneri la acest punct... Ok, dacă nu supun votului meu acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul 14G, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Țean. Bună ziua, domnul președinte, Angela Marchi sunt. Înainte să treceți la proiectul G, da, vă rog. Aș dori să se verifice la proiectul numărul 13. Eu nu apar cu vot, am votat. Știu că e greu să se reia procedura de vot, dar vă rog să verificați. Deci votul meu este favorabil. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Dar la 13 apare că nu ați votat. Da, nu. Cum apare? Eu am votat. Îmi cer scuze, domnul președinte. Chiți să călătați. Deci, ceva problemă din partea dumneavoastră. Da, și mie. Nu călătam, vă rog. Da. Deci, domnul președinte, îmi cer scuze. Și eu am votat și nici mie nu mi-apare. Am votat. Dacă se poate să se reacționeze. Care proiect? La proiectul numărul 13, domnul președinte. Da, apare votat. Mai bine era și la 3. Dar nu, nici la 13. Dar nu apăreți că ați votat, domnul Călătan. Am votat, domnul președinte. Și eu am votat, vă rog să... No. Domnul președinte, vă rog și eu să verificați la casă. I-am scris pe chat că am văzut că nu merge și de-aia am... Mindă eu. Da, înseamnă că am avut avem a fost și o problemă, cred că tehnic. Domnul președinte Vacar s-a văzut când a scris pe chat. Da, am scris pe chat imediat, că mi-am dat seama că ceva nu merge. Se poate relua procedura de vot, dar votul este... Din păcate nu putem relua procedura de vot. Într-o altă ședință. Eu exact în momentul acela am și scris. Am scris pe chat, am văzut toată lumea, mi-am asumat acel vot pentru.
Cum se dorește, tot aia. Nu trebuie reluat neapărat. Da? La domnul Vacar, cum? Eu am scris atunci, imediat. Nici la dumneavoastră nu apare, domnul Vacar. Se poate timpul. Dacă mi-am, dat seama de, și de aia am scris. Domnule președinte, mergem pe procedură mai departe. Nu e emisiune la iartă-mă aici. Păi nu-i vorba de iartă-mă, e vorba... Este o problemă din partea... Nu, sănătioa, nu este vorba de iartă-mă. Domnul Vacar a scris pe... A scris unde ați anunțat votul atunci? Unde ați spus votul atunci? Domnule președinte, Horia Chirte, sunt... Se întâmplă pentru că se închide votul înainte să dispară de pe ecran posibilitatea de a valida votul când, după ce votezi. Submit, dar adresa și este puțin cu întârziere. Deci dacă noi votăm cu ușoară întârziere, se închide votul înainte de a E important pentru mine să știm dacă domnul Vacar, pentru că e clar că cei doi colegi ai noștri care au anunțat acum nu eu avem ce am scris. Eu am scris. Dacă domnul Vacar a scris în momentul ăla. În momentul ăla a scris, am văzut eu. Bun, atunci înseamnă că dânsul, așa cum am făcut la colegul nostru la un proiect care a anunțat că a votat chiar atunci în acel moment, atunci consider că în cazul domnului Vacar, spre de ceilalți colegi care au anunțat acum, dânsul anunțând în momentul votului. Acum am văzut. Anunțând votul în momentul votului, spre de colegii noștri care au anunțat acum, care sigur asta este, n-au văzut decât acum, considerăm că atunci votul domnului Vacar este valabil pentru acel punct. Vă mulțumesc, domnule președinte. În momentul votului mi-am exprimat în scris, că asta mi-era metodă, n-aveam altcumva acum. Dacă votul domnului Vacar este registrat pe chat. Deci votul domnului Vacar este registrat pe chat. Înseamnă că eu nu l-a văzut toată lumea în acel moment. Înseamnă că este votul valabil dacă e registrat pe chat. Vă mulțumesc. Este momentul votului, nu este ulterior. Da, dar nouă ne apar procente, nu numele. Noi nu aveam de unde să știm. În cazul dumneavoastră, ne sesizând în acel moment, nu avem ce să mai facem, pentru că votul nu mai putem relua. Avem două variante. Varianta 1 de a considera votul domnului Vacar pe chat dat în acel moment valabil, dar din eroare aparatul nostru nu a lăsat, dar el are clar transparent pe chat ca fiind vot pentru. Asta e o variantă. Sau a doua variantă este aceea de a... Vede acum pe ecran, domnule președinte. Da, a doua variantă este de a convoca o ședință, după ce încheiem această ședință, o ședință extraordinară în care supunem acel punct din nou, fiind cu probleme de vot. Adică având deja trei colegi cu probleme de vot. Da, domnul președinte, sunt trei colegi care invocă probleme la vot, adică nu e unul singur. Da, dacă nu există ora exactă în care s-a trimis mesajul pe chat și să verificăm pe ședință, dacă există și coincide cu dezbaterea și votul pentru proiectul respectiv, pentru că avem înregistrată ședința, nu? Și atunci se poate eu vă propun ca să nu ne acuze cineva că am măzluit voturile și să ne creadă. Eu vă propun pentru a mai da un vot, dar neputându-l da în această ședință, regulamentul ne interzice. Vă propun să convoc o ședință de îndată numai cu acest punct, după acest proiect și dăm un vot transparent încă o dată. De acord. Având că sunt trei colegi care invocă faptul că au votat acest proiect. Nu e vorba de unul sau de o eroare. E vorba de... Sunt trei colegi care invocă asta și cred că e corect să dăm pentru că asta influențează practic votul. Nu e vorba de un vot desemnificativ, ci e vorba de trei. Da, este corect să facem o ședință... Da. Doar trebuie să fim mult mai atenți și să apăsăm foarte repede și pe al doilea buton, după de confirmare. Bună ziua, domnule președinte. Aș avea și o propunere. Posibil să se fi întâmplat același lucru. Nu avem de unde să știm și la amendamentul cu privire la traseul Cluj-Napoca pe 30 de jocșarze. Da, stimate colegă, înțeleg. Aș propune să fie luat și el pentru ședința extraordinară. Da, verificăm și acolo. Bun, toate. Ok, le votăm toate. Luăm ședința și votăm toate amendamentele. Nu, înțeleg. Au fost 12 la 12, poate... Da, eu înțeleg doar să vă rog să nu ne luați de proști. Dar restul înțeleg orice. Adică, sunt de acord că verificăm dacă vreți toate voturile și dacă sunt colegi care susțin că au votat și nu apar cu vot, sunt de acord să ne luăm votul și acolo. Să-l punem pe o ședință extraordinară, stimate coleg. Să verificăm. Adică, dumneavoastră considerați că noi am inventat subiectul legat de acest vot? Nu, n-am zis așa ceva, din contră. Sunt doi colegi care nu apar cu vot, susțin că au votat, înseamnă că n-aveți încredere în ce spun, și colegul Vacar care a scris în momentul votului că a votat și nu-i apare votul. Nu e o invenție. Dar spuneți-ne să verificăm și acel punct, pentru că sunt dispus să-l verificăm. Dacă sunt colegi care au votat și nu apar cu vot, sunt de acord să reluăm
în ședința o ședință extraordinară și acel punct, să-l pun pe ordinea de zi. Bine. Dacă îmi permiteți, și mie, Adela de Hene, sunt... Puneți! Da, ați votat și nu apăreți? Am numărat exact voturile, deci, practic, în toată ședința au votat peste 30 de colegi, 33 în majoritatea voturilor, iar în acele două voturi sunt mult sub 30. Deci, vă rog chiar să verificați, pentru că, surprinzător, lipsesc voturi. Deci, ceva s-a întâmplat. 12, 12, 3 abțineri, deci e cam puțin până la 33. De acord cu dumneavoastră. Da, îmi pare rău să... Doar 12 voturi pentru doamnă. O să verificăm sistemul, inclusiv o să le locuim sistemul de vot. Sperăm să avem un sistem performant care să nu mai ne dea aceste dureri de cap. Eu propun ca după fiecare ședință să primim pe mail exact fiecare, toate voturile. Da, sigur că voturile cu excepția celor secrete sunt publice, absolut. Exact. Absolut. Și să le primim și la următoarea ședință. Absolut. Eu am votat acolo, nu mi-au zis înregistrat. De acord cu dumneavoastră. Noi oricum le punem la decizia grupului, aduși glăcere sau persoanelor, ar consilierilor. Care putem de acum încolo să le trimitem automat pe mail, ca și procesul verbal de ședință și voturile. Și am rezolvat. Da. Deci revin la, cu întrebarea la colegul nostru, domnul Florea. Dacă sunt persoane pe care doriți să le verific, care știți că au votat la acel punct și doriți să le reluăm votul, să le repun pe ordinea de zi, acel punct cu traseul. Sunt colegi care știu că au votat și nu apar ca vot? Au fost numai 27 și suntem mai mulți colegi. Acum nu știu exact cine n-a apucat să voteze. Nu pot să verific. Nu, eu vorbesc de cei care vor să exercite votul și nu apar. Că sunt și care nu apasă din comoditate, că nu le pasă. Mai sunt situații în care colegii și nu votează. Multe sunt și astăzi. 4-5 colegi care în mod constant n-au votat deloc. Din păcate nu pot să nominalizez pe cineva. Că dacă există, realmente sunt de acord să rediscutăm punctul. Da, din păcate nu pot să nominalizez pe cineva. Nu știu cine a votat și cine a votat. Domnule președinte, haideți pentru liniște să publicăm pentru amendamentele cele două cum s-o vota. Și dacă cineva crede că o vota și nu se regăsește pe listă, să spună. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ca să eliminăm orice suspiciune. De acord, orice... absolut de acord. Deci punctul numărul 14, mai exact amendamentul la punctul 14, dar spun corect, amendamentul cu traseu, ambele amendamente de fapt. Scoatem să citesc exact lista persoanelor care nu apar cu vot și atunci colegii noștri vor ști care apare la noi ca fiind nevotat și vor putea să ne spună, domnule, eu am votat dacă apare ca fiind... Și atunci ne dăm seama, altfel nu avem cum. Noi unde putem verifica dacă apare votul înregistrat sau nu? Asta am propus eu de acum încolo, să primim lista cu voturile și fiecare să uită la el. Ca și procesele verbale. Pe domnule, fiecare să primească pentru el, să nu primească... Nu mă interesează ce votați dumneavoastră. Păi știu, e public votul. La fiecare. Votul este public, vi-l punem la dispoziție. Unde e secret, e secret. Aici nu-i cazul. Dar acum, în timpul ședinței, avem cum să verificăm dacă ni s-a înregistrat sau nu votul? Cum a spus doamna Marchiș, că apare că nu a votat. Nu se poate tehnologic. De aceea am zis că o să le trimite ca și procesele verbale. Doar dacă nu apare căsuța de vot, atunci nu se înregistrează. Da. Când nu apare căsuța de vot și trece vot, atunci nu se înregistrează. Atunci, se mai întâmplă. Aia e singura chestie. Se mai întâmplă. În rest, noi nu de aceea și-a dat seama și doamna Angela și probabil domnul Călățean. Pentru că nu le-a apărut fereastra de vot. Nu trebuie să dramatizăm din nimic. Nu le-a apărut atunci sau acum? Atunci. Mați colegi, eu vă propun în felul următor, că pierdem timpul foarte mult, vă propun ca ambele puncte, cele două respinse, pentru care există dubii cu privire la vot, să convoc o ședință de îndată imediat după închidere și le supunem la vot. De acord. E o altă ședință, se pot pune indiferent, a rămas ședința închisă cu rezultatul pe care l-am consemnat, având aceste erori pe care le-am sesizat, rapid rediscutăm și supunem la vot și încheiem subiectul. Ok, de acord. Problema e la... Și poate le invităm și pe domnul director de la aeroport să ne explice, că atunci nu mai avem discuții. La punctul numărul 14, proiectul a trecut. Aici avem o problemă. Păi repunem în ședință extraordinară și punctul 14, dar înainte de el... A fost votat amendamentele. El a fost votat 14. Numai amendamentul n-a fost. Nu-și mai au rost amendamentele dacă fost. Și 13 l-a fost votat, domnule președinte. Ambele au fost votate. Pe procedură, noi pe regulamente să vedem caracterul de urgență a acestor proiecte
ca să puteți convoca o ședință de îndată extraordinară. Aici este problema. În rest, trebuie să ne achiziționăm un sistem informatic corect, performant, ca să nu mai existe discuții sau suspiciuni asupra votului. Sau da, cronometrați, sau puneți cronometru de 7, 8, 10 secunde câte vreți pe display ca să se vadă când se încadreze cu votul. Avea dreptate colegul Horea Chirteș. Persistă afișajul cu vot, dar de fapt nu se mai poate vota sau nu se mai registrează votul. Vă propun, având în vedere sau că 14 a fost votat practic acea formulă și un alt proiect impune modificarea practică a traseelor, care înseamnă un alt proiect, nici de cum proiectul în sine. Pentru că, de fapt, el a trecut proiectul 14 prin votul tuturor. Nu se poate invoca faptul că cineva nu a avut evidența votului de vreme ce l-a votat și a trecut proiectul. Și nu există din partea colegilor noștri nicio sesizare că ar fi votat proiectul respectiv și nu s-a evidențiat. E o ședință următoare, dacă se dorește modificarea traseelor pe un proiect aprobat, atunci se va promova un nou proiect. Aceasta este procedura la proiectul care deja a trecut, la 14. Domnule președinte Horia Chirteș, eu aș propune să amânăm pentru ședința următoare de discutare a proiectelor, acum întâmplându-se, fiind situația aceasta. Avem un vot exprimat de domnul Vacar, pe care refuzăm să-l ținem, să luăm cont de el, pe care l-a exprimat în momentul votului. Nu trebuie ședință extraordinară și pentru aeroport, pentru că rămâne în aer, nu e înregistrat nicăieri. Adică asta este din 2014. Situația asta e din 2014. Acum nu cred că chiar moare. Păi nu, dar ce problemă aveți, domnul Cherte, să nu ținem niciuna cont de votul? Eu sunt Vacar pentru, să nu mă înțelegeți. Dar domnul Vacar a exprimat un vot pentru, dar tocmai pentru a nu se considera că e un vot incorrect, am spus să convocăm noi să mai dăm un vot. Altminte, dacă ținem cont de votul domnului Vacar, atunci proiectul a trecut dacă ținem cont de acel vot. Am înțeles, doar că e vorba de un vot exprimat, nu e un vot inventat. Să nu avem dubii că nu sunt voturile date, de asta am propus pentru acel punct să-l revotăm. Nu din alte considerente. Iar proiectul respectiv, pentru care tot este strict de a evidenția în inventar un domeniu, de a evidenția în inventarul județului niște bunuri, care oricum sunt în domeniul public prin lege. Domnul președinte, dacă permiteți, votul exprimat și exprimat ad tempore. Deci, în acel A exprimat votul când am exprimat noi toți votul. Domnul președinte, sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Vacar, vă înțeleg perfect. Spuneam doar din prisma a nu exista niciun fel de suspiciuni și așa mai departe. Era doar o propunere, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, dacă nu, propuneți o altă ședință imediat după, cum hotărâți. Dar pentru a nu exista suspiciuni, putea fi în ședința următoare. Atât am vrut să vă spun. Deci dacă nu dorim să ținem cont de votul dat de domnul Vacar exprimat în acel moment practic și spus și evidențiat în sistemul electronic, atunci eu vă propun pentru acel punct pentru acest punct să convoc o ședință de îndată imediat după extraordinară de îndată după ce terminăm această ședință, iar proiectul de modificare despre care vorbea colegul nostru, acela va intra dacă dorește pe un proiect modificator al acestui proiect, pentru că el a trecut deja. Suntem în situația în care s-a aprobat un proiect deja și el nu mai poate fi decât modificat. De acord, domnule președinte, dar mai avem aici o situație. Noi am aprobat un proiect cu mai multe trasee. Amendamentul lor era doar introducerea unui traseu nou. De acord. Oricum am fi dat votul pentru, că bineînțeles că nu suntem de acord să se facă transport județean, doar că mai vrem un traseu suplimentar. Tot sau în forma unui proiect nou se poate face introducerea unui traseu nou, nu se poate altfel. Fiind proiectul de bază aprobat deja, fără acel traseu. În regulă, o să pregătim un nou proiect pentru ședința următoare. Din punctul meu de vedere era oportun. Cluj-Napoca, Cheile Turzii era oportun. Da, o să discutăm subiectul în momentul în care ajungem la el, pentru că noi am explicat acolo legat acest proiect și am explicat inclusiv legat de traseul spre Petrești, care a fost discutat și analizat și, din păcate, n-am avut ofertant la licitație. Interesant un proiect, dar trebuie să avem în vedere și licitația și ofertanții, dacă vor fi, pentru că avem multe trasee interesante în județ, dar din lipsă de pasageri nu se scriu firmele. Și aici va fi o chestie privată.
Despre asta nu putem vorbi, că nu a fost până acum. Deci, într-adevăr, știu nu că sunt că au considerat, care da. Au considerat cei care au făcut analiza pe proiectul, avem experții care studiază traseele și ne propun traseele, l-au considerat că fiind un traseu de interes. Din păcate, am studiat raportul respectiv și experții care au făcut raportul au cam flușărit, ca să zic așa, adică nu au analizat alte... Nu, eu n-am o problemă, probabil să vină la licitație cineva să preia traseul, că e o firmă privată. Și până la urmă, nici pe noi nu ne costă nimic. Adică firma privată care va veni la licitație trebuie să consideră că acel traseu este profitabil și poate să îl deruleze. În rest, nu-i nicio problemă. Exact. Deci prin argumentele pe care le-am adus, am considerat că ar merita să avem și acest traseu să-l scoatem la licitație. Speranța, sigur, că se va prezenta un operator care să preia traseul respectiv. Deci pentru Petrești nu s-a prezentat nimeni, până în comună. Vă dați seama că nu s-a prezentat până în Petrești. Nimeni nu a venit la licitație. S-ar putea să fie mai tentant dacă nu prelungim cu la cheile Turzii. Nu înțeleg cum, pentru că nu a fost acesta. S-au fost Petrești, eventual cu Turda, dar nu cu Cluj. Păi, Petrești-Turda e mai căutat decât Petrești-Cluj. Cine pentru a stabilit acest lucru? Asta pentru că nu avem, noi avem traseele, le stabilim de experții cu care lucrează colegii noștri. V-au și spus aceste lucruri. Că nu aleg eu traseele din capul meu. Traseele sunt alese de studiile de piață și există un expert care lucrează cu colegii noștri și care... În urma analizei ne recomandă niște trasee, nu le decidem noi, știți? Vă înțeleg, dar asta zic că experții respectivi nu au făcut... Vă dați din 2008 sunt aceeași trasee și nu a cerut nimeni fiind de interes să pe alte trasee, pentru că își dau seama că nu merg. Dacă și drum de pierd la... Cine să așteptăm să ceară transportatorii? Până la urmă putem cere și noi ca și consilieri. Sigur. Oamenii au cerut, că de acolo a venit proiectul. Nu m-am trezit eu dimineața. Domnul coleg, dacă le facem licitație și nu vine nimeni, ce o să spuneți? Vedem ce putem îmbunătăți la acest traseu și la celălalt. Nu, înseamnă că nu-i bun traseu. Dacă nu vine nimeni, nu-i bun traseu, nu-i rentabil pentru firmă. De ce trebuie să plecăm acum de la premisa că nu este bun? Din contră, are niște beneficii pe care le putem intui existența unui astfel de traseu. Sigur, sperăm să găsim firma care să preia acest traseu la momentul în care facem licitația. Până nu facem licitația, nu putem... Sigur. Știți? Absolut. Adică asta vreau să zic. Mai ales că nu implică niciun cost din partea noastră. Încercăm să facem ceva bun pentru locuitorii din Petrești și pentru turismul din Cluj-Napoca. Pentru că ca să ajungi din Cluj-Napoca în cheile Turzii, fie te duci cu mașina, fie te duci până în Turda, de acolo mai aștepți, schimbi un alt autobuz. Absolut. Și te lasă la 5 km de cheile Turzii. Și noi tocmai asta spunem și am făcut și comisie de sprijinire a turismului, că vrem să sprijinim obiectivele. Nu putem ajunge în cheile Turzii, nu putem ajunge la Mărișel, decât cu mașina sau cu altceva. Regula, o să discutăm subiectul, vă promit, și vă o să-i repede colegii mei să găsească și acele studii de stabilirea traseelor. Și le vom discuta la proiectul care să vizeze modificarea traseelor pe care l-am votat. Asta trebuie proiect modificator. Discuția care am avut-o cu colegii din aparat a fost foarte constructivă. Am înțeles foarte bine argumentele care le-au trimis pe e-mail, le-am răspuns la acele argumente. Și exact. Cred că am putea găsi o soluție pentru... Bine, pentru în regulă vă propun să mergem mai departe. Suntem la faza de 14G. Am oprit... Da. Cred că doamne președinte, îmi cer scuze, nu particip la vot la 14G. Îmi cer scuze că am scumpt. Care e 14G? Am înțeles. Deci sunt de la 14G, vă propun să continuăm proiect 14G privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 58 din 2021 prin nominalizarea unor sume din bugetul local pe anul 2021 cu modificările ulterioare. Comisia numărul 2. Am impresia că nici Cristian Ciuta nu participă la vot, dar nu se aude, nu știu, microfonul lui. L-a încercat să ia cuvântul. Imediat. Da. Comisia numărul 2 a vizat... Comisia numărul 2. Comisia numărul 2 a vis favorabil, de asemenea nici eu nu particip la dezbatere și la vot. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, acum spuneți-le toate. Domnul președinte, am subliniat și eu că nu particip la dezbatere și la vot, la punctul 14, F și G. Am scris și pe C. Da. Cristian Ciuta nu particip la dezbatere și la vot, la punctul 14, G. Mulțumesc. De ce nu participați la vot? Eu înțeleg. Ce e cu proiectul ăsta? În regulă. Da, am înțeles cu... În regulă, am reținut, s-a înregistrat. Dacă mai sunt intervenții acum din partea noastră, dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Domnule președinte, acum apare amendament să votăm. Acum ce votăm? Da, nu, e greșeală. Ce amendament? Nu există amendament. De asta zic că, iarăși, creăm confuzie. De ce să votăm acum? De când? Rugăm să votați. Nu neapărat. Peste 7 voturi mai putem reveni. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Rediscutăm de 14G, ca să nu fie confuzie. Mergem mai departe. 14H, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 63 din 2021, privind aprobarea programului de lucrări și de modernizare și reabilitarea programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din județul Cluj pentru anul 2021. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Vă rog dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Nu e suplimentare din nou, e o greșeală. Băi, suplimentare. E bine de data asta. Da, corect. Nu ar trebui specifica mai clar și numărul, că pe 14 sunt toate. Litera. Trebuia litera. Și litera. Ar trebui specificat 14 A, B, C, D, E. Da, deci se apară în sistem exact și numărul și litera. Ca să da, că am votat practic pe 14, l-am votat de câteva ori, da? Așa e. Acum. Până se termină pandemia, poate ne perfecționăm și noi sistemul de vot, domnule președinte. După aceea îl vom repara, înlocui, vedem ce trebuie făcut în chiar, această... Chiar nu funcționează. Da, am prins în bugetul județ, Consiliului de funcționare o sumă ca să putem repara sau să locuim sistemul în anul acesta, sper să remediem. Niciodată n-au fost bani, am tot amânat și spre bine cu alte priorități și acum suntem la un punct în care uite că nu mai putem să... Trebuie să fim atenți la previziunea bugetară, să cuprindem, să includem mai multe ca să dezechilibrăm puțin bugetul, să primim și noi bani mai mulți. De acord. Proiectul 14H, 28 de voturi pentru, deci proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Mai avem la punctul 15 o informare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2021 la întreprinderile publice aflate în subordinea și autoritatea Consiliului Județean. De asemenea, avem o informare privind nivelul de asigurare a securității și a siguranței civice a comunității pe primele 6 luni anului 2021 și de asemenea punctul divers, unde vă dau cuvântul, vă informez că lucrăm acum și vom convoca de îndată o ședință pentru acel punct, ca să știți, colegii mei lucrează la convocator și facem o ședință pentru acel punct, având în vedere incidentul cu colegii noștri care, deși au votat, nu apar dintr-o eroare a aparatelor sau dintr-o defecțiune, nu apar ca fiind votați. Deci, la punctul diverse, până când discutăm la diverse, colegii mei vor pregăti și vă trimitem de îndată cu un singur punct. Vă rog, președinte, vă rog, la punctul diverse. Cătălin Cosma sunt. M-auziți, oare? Vă rog, aveți cuvântul. Avem o situație care vreau să ridic la punctul diverse, ca să nu-i zic problemă, ca să nu mai fiu acuzat iar că folosesc cuvinte
grele, să zic așa. În comuna Cășeiu, sat Urișor, de 5 ani a fost preluată de către compania de apă, sistemul canalizarea din satul Urișor, și avem o situație acolo, iasă canalizarea, le iasă la oameni pe stradă și e foarte neplăcut. Am înțeles că compania de apă se ocupă de întreținerea și de administrarea acelei rețele. În primăvară a fost primarul, viceprimarul, cineva de la compania de apă au văzut, a zis că se remediază, nu s-a remediat și practic din spusele primarului el nu poate să-și asfalteze drumul acolo până nu vine compania de apă să rezolve problema, că altfel toarnă asfaltul și ulterior trebuie spart. Oare domnul director sau cineva de la compania de apă mai este prezent? Poate să ne dea niște lămuriri, să ne ajute puțin? Cred că nu, dar probabil să transmită. Alo? Da. Compania de apă este domnul director adjunct, l-am văzut. Da, noi. Iacob, da. Domnul Iacob, vă rog să interveniți. Da, am preluat problema, nu am amănunte în momentul de față, dar o să verific și promit să se rezolve problema în momentul în care vom ști despre ce e vorba. Din ce am înțeles, e de 5 ani problema asta. De când a fost preluată, a fost preluată cu problema asta și nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Nu. Sperăm să nu mai treacă încă un mandat și să se rezolve. Da, eu o să verific și vă informam. Mănăstirile să fie. Vă mulțumesc. La ai noștri. Deci la cordon. M-au zis, domnul președinte, Ghiță Călătan. Domnul președinte, da, vă rog. Profit de ocazia că este domnul director ajuns acolo. Legătura cu Săcuieu, știți că a ridicat-o acum 3 luni de zile, nu s-a făcut niciun pas pentru a putea fi preluată de compania de apă canalizare și apă. Oamenii și acum se alimentează din izvoare. Dacă ne poate da un răspuns, domnul director. Da, dacă el n-a fost cuprins într-un program de investiții, înseamnă că ori n-a fost capacitate, ori condițiile de eligibilitate ale Comisiei Europene n-au fost respectate. Respectiv, sunt anumiți indicatori care trebuiau să fie îndepliniți. Sigur, trebuie să verific și să vedem ce fel de măsuri putem lua de așa manieră încât să îi dăm apă și la Săcuieu. Vă rog, mulțumesc frumos. Și încă o întrebare, adică tot pentru zona de munte. Acele drumuri care s-au asfaltat, s-au reabilitat, nu sunt marcaje nicăieri, domnul președinte. Prefer marcajul util. Ați auzit? Da, vă rog, domnul coleg, cu cine discutați? Nu înțeleg, domnul Călătan, cu cine vorbiți? Cu colegul ăsta sau cu cine? Nu, mă adresam la dumneavoastră, domnul președinte. Vă rog. Putem să facem cât de cât pe lângă drumurile județene să vină să facă marcajele. Acele drumuri reabilitate de către Consiliul Județean. Nu există niciun marcaj. La care drum vă referiți punctual? Domnul coleg, la care drum vă referiți ca să notăm să-i trimitem? Spuneți-ne punctual care sunt drumurile la care vă referiți. Care a fost reabilitat în totalitate este 103H, domnul președinte. 103G și pe 108A. Deci aici spuneți că s-a reabilitat și trebuie să se facă linie. Da, bine, în regulă am reținut. Nu vorbim de cele care nu au fost refăcute, că majoritatea au fost refăcute, dar aici nu s-au făcut deloc, domnul președinte. Bine, mulțumesc. Legat de drumuri, aș avea și eu câteva rugămii, domnule președinte. Eu nu sunt Florea USR Plus.
Colegul meu, Viorel Băltărețu, deputat USR Plus, în urma unei vizite făcute în zona viitorului nod de autostradă de la Sândulești, a sesizat câteva nereguli și aș vrea să le aduc în atenția dumneavoastră pentru a fi eventual îndreptate. Drumul județean 107, sub pasajul autostrăzii A3, din vecinătatea sensului giratorului ce unește DJ107 cu DJ103G, lipsește grilajul ce acoperă canalele de scurgere de pe ambele părți ale drumului, fiind un real pericol pentru participanții la trafic. Deci aici eventual s-ar putea interveni cât mai repede. Și pe drumul DJ103G, în zona acelui sens giratoriu, necesită de colmatarea șanțurilor pentru scurgerea apei, acestea fiind deja pline de pietre și vegetație și afectează chiar drumul. Mulțumesc! Da, s-a registrat și o să-l transmitem la domnul Hâncu ca să vedem ce putem face. O să luăm de pe bandă intervenția și o să o comunicăm întocmai către colegul nostru. Mulțumesc! Adela de Hennes? Da, Adela de Hennes. Vă rog să interveniți. Dacă mă auziți, Adela de Hennes, se aude? Da. Vă rog să interveniți. Da, eu aș dori să ridic o altă problemă pe care ne-au semnalat-o colegii noștri din rural. Este legat de preluarea în termen scurt, mediu, a deșeurilor de către compania Supercom. Primim tot mai multe semnale de îngrijorare, mai ales din mediul rural, de la colegi care, deși încă nu a intrat în vigoare schema de tarifare, au ajuns în posesia acestei scheme și ne transmit următoarele probleme și am vrea să știm un punct de vedere din partea dumneavoastră. Anume, comparativ cu modul cum s-a acționat până acum cu diverse firme care preluau deșeurile, perspectiva colaborării cu Supercom presupune o creștere a tarifului în mediul rural față de mediul urban. Deci, deși puterea financiară în rural este mai scăzută, se preconizează creșterea tarifelor în rural față de urban. Dacă vreți, vă dau și aceste cifre, dar cred că principiul este mai important. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că deșeurile care sunt separate, colectate separat și care sunt reciclabile, vor avea la kilogram un tarif mai mare decât deșeurile menajere. Practic, colegii noștri și cetățenii își pun serios problema dacă această schemă nu va descuraja și selectarea și deșeurilor, colectarea lor selectivă la cetățean, respectiv ceea ce se încearcă, cel puțin de un an de zile de când suntem noi în parte din administrație, știu că se încearcă foarte mult să se educe populația, mai ales la nivel rural, pentru a nu mai debarasa în spații ilegale, în râpe, în păduri, pe câmpuri, peste tot. Sunt foarte multe acțiuni prin care oamenii din rural colectează și adună acest gunoi, tocmai pentru a rezolva această problemă. Iar prin această nouă schemă de tarif, practic îi întoarcem pe mulți înapoi, pentru că nu au capacitatea financiară să își îndeplinească îndatoririle față de firma Supercom. Încă nu sunt votate peste tot, dar aceste îngrijorări există și am gândit că e important să o aduc în fața tuturor acum pentru a vedea dacă avem niște măsuri care să compenseze, prin care să prevedem, practic, un recul în comportamentul acesta modern, corect, ecologic, față de deșeuri, astfel încât să nu ne întoarcem în timp cu problema aceasta. Da, am reținut-o să transmitem, practic, ceea ce ați invocat dumneavoastră e o chestiune care ține în principal de ADI-ul, care gestionează contractul cu firma respectivă. Consiliul Județean gestionează strict licitația de administrare a CMID-ului, pe care o face în momentul de față RADP-ul. În ADI sunt toate primăriile implicate, realmente primarii vor fi implicați în această chestiune legată de tarife și acolo vom convoca ședință, tocmai că au existat și solicitări din partea primarilor, vom convoca o ședință chiar zilele următoare pentru
un AGA sau vedem exact în ce formulă pentru a putea discuta aceste probleme care apar, în care primarii să... Pentru că decizia este colectivă în ADI, nu aparține numai Consiliul Județean sau mie, ci e o chestiune pe care o doresc primarii. Și vom face o adunare generală cu toți primarii să vedem care sunt deciziile cele mai înțelepte. Cunosc subiectul legat de tarife, cunosc și tariful practicat de RADP la CNID și de creșterea prețului în raportat la prețul pe metru cub licitat și la cantitatea de gunoi pe care am estimat-o și sperăm să găsim formula optimă împreună cu primarii. Mulțumesc! Urmărim! Vă rog, stimați colegi, dacă mai sunt intervenții. Bun, dacă nu mai sunt intervenții la punctul diverse, atunci... Da, domnule președinte, îmi cer scuze. Dacă doamna Forna este... Aș vrea să întreb care este statusul campaniei de informare privind vaccinarea despre care am discutat. Dar nu o puteți întreba direct? Trebuie prin platforma noastră? Ba da, este... numai că direct am... Dar vreți să auzim să și noi cu întrebați? Nu. Nu cred că ar fi important să știm cu toții care este statusul. Ce am rugat o ședință trecută să mă contacteze legat de forma... Și nu v-a contactat? Nu. Mare necaz. Specialiști de comunicare din forma pe care am văzut-o eu. Dar de ce n-ați contactat-o dumneavoastră dacă ea nu v-a contactat? Că, na, am contactat-o imediat ulterior după ședință. Am discutat și am rămas că ne auzim. Și nu ne mai auzit. Din păcate, ne facem probleme pentru dumneavoastră că nu v-a contactat doamna Forna, dar poate veți găsi o oportunitate să vorbiți telefonic direct, fără să ne spuneți și nouă că nu vă contactează doamna Forna și că da, aflați, poate este de interes aflați pentru 37 de colegi de față, de ce nu v-a contactat doamna Forna? Poate este de interes pentru întreg Consiliu dacă bine. Această campanie a debutat sau nu. Atât. Domnule președinte, dacă îmi dați voie... Mai sunt intervenții. Nu cred că necesită doamna Forna. Dacă dorește să vorbească colegul cu dumneavoastră, vă poate contacta. Asta chiar voiam să spun că după ultima ședință de Consiliul Județean, domnul coleg Iepure m-a contactat telefonic, așa putea să procedeze și acum. Iar pentru mai multe detalii, cred că domnul Iepure poate să o contacteze pe colega de partid, doamna Muscă. Dânsa este membră în ATOP și dacă nu dorea informații direct de la mine, putea să le obțină de la doamna Muscă. Mulțumesc. Poate nu se înțeleg că unul cu Dacian, unul cu Barna. Mă interesa dacă campania a debutat, doamna Forna, atât. Astăzi a fost votat bugetul, alocarea de 20.000 de lei. După alocare, procedurile legale își parcurg cursul și, bineînțeles, că o vom derula în luna octombrie. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Da. Vă mulțumesc pentru participare la această ședință. Permite să închid, o să revenim în câteva minute, o să vă trimitem pentru acel punct cu incidentul la vot, să reluăm și sper să închidem repede, pentru că e un vot, e un singur punct și sper să putem să vă trimitem repede actele. Acum colegii mei lucrează. Vă mulțumesc pentru această ședință și o declar închisă, urmând să reintrăm în direct în câteva minute. Mulțumesc!